Doamne, probabil o problemă la fel de veche ca omul. Nu știu câte certuri o fi avut Avram, Adam și Eva, Avram și Sara și patriarhii apoi, câte probleme au fost pe vremea Domnului Iisus Hristos, că farisei s-au sculat să-L ispitească. Dar mulțumim că ne-au rămas Scripturile și avem unii pe ceilalți și lăsăm și rugăm Duhul Tău să se arate în seara asta spre folosul nostru, așa cum știi Tu și vrei Tu. Doamne, mulțumim că avem un punct de reper în Scriptură și avem textele înaintea noastră și putem să stăm, să le auzim, să le ascultăm, iar pe Tine Te rugăm să ni le tălmăcești. Mă rog, Doamne, și pentru cei care sunt cu noi pe internet, binecuvintează-i pe fiecare și lasă de folos și seara asta, Doamne, pentru familiile noastre, mai ales în astfel de vremuri când ne-ai luat din piață și ne-ai adus înapoi în familie și ne ții acolo deja de un an de zile. Doamne, fie cu folos și vremea asta pentru trupul Tău, pentru biserica Ta și îți mulțumim. Amin. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Și pentru voi și pentru cei care ne privesc, aș prezenta câteva cărți, le știți. Tot ce am discutat data trecută sau dățile trecute pe 1 Corinteni 11 aveți în cartea Cunoașteți locul și rolul în familie. Acum, dacă nu-ți cunoști locul și rolul în familie, atunci trebuie să te pregătești pentru divorț și recăsătorire. Iar dacă vrei să eviți divorțul și recăsătorirea, este o altă carte, atunci probabil singura soluție este să pornești împreună cu cel de lângă tine, să urci scara devenirii cristice, care practic ne cheamă nu să ne asemănăm unul cu celălalt, deși se întâmplă lucrul acesta, ci să ne asemănăm cu Domnul Iisus Hristos. Și caracterul cristic este singura soluție de a supraviețui, iar dacă ești complet dezinteresat de toate astea, nu uita, dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, nici lui nu-i pasă de casa mea. Și le puteți lua, le puteți citi și puteți să luați doar cei buni din ele. Îmi pare rău că am întors pagina și am lăsat capitolul 11 deoparte, dar vom reveni la el într-un fel sau altul și în seara asta aș intra în tema care aveți în fața voastră, căsătorie. Pe celelalte trei sau două cuvinte le-aș estompa pentru că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și cu toate astea nu întoarce spatele, să urăște divorțul în căsătorie și nu întoarce spatele problemei. Există lucruri în Biblie de la care putem învăța, putem crește, putem înțelege cum gândește Dumnezeu. Aș începe prin a enumera titlurile mari de care ne vom ocupa ca să vedeți de unde venim și unde mergem. Foarte interesant, când Domnul Iisus este ispitit și se pune întrebarea legat de divorț, răspunde cu căsătoria. Pentru că căsătoria ține de spațiul creației, divorțul ține de spațiul căderii. Și de aceea Domnul Iisus nu răspunde la întrebarea lor, ci duce înapoi în Genesa, la momentul în care Dumnezeu o duce pe Eva înaintea lui Adam și el bucuros o numește după el, Isha, femeie, cea luată din bărbat. În primul rând, ar trebui să atragem atenția asupra celor două planuri. Există două planuri, planul fizic sau material și planul spiritual. Și este foarte important lucrul acesta, pentru că noi suntem creați de Dumnezeu să fim o mănușă, o casă, un vas și suntem locuiți de o realitate spirituală. Și elementul ăsta nu-l putem rupe de problema divorțului și a recăsătoririi, nici a căsătoriei, pentru că noi toți, într-un fel, suntem purtători de un Dumnezeu sau altul, de Dumnezeul veacului acestuia sau de Hristos. Dacă priviți imaginea, căsătoria pe plan fizic o avem în paranteza mică, dar există o paranteză mare care ne leagă de o realitate spirituală și despre care Biblia vorbește tot în termenii căsătoriei, da? În termenul unei relații care e pe viață, care nu poate fi ruptă pur și simplu. Legea lui Dumnezeu intervine în toată povestea asta. În al doilea rând, vom întreba ce spune Biblia despre divorț, da? Ce spune Biblia despre divorț?
Și va trebui să facem o călătorie și prin Vechiul și prin Noul Testament. Voi insista în mod special pe textele din Noul Testament, dar va trebui să facem o referire cel puțin la textul din Deuteronom. De ce urăște Dumnezeu despărțirea în căsătorie? Asta este unul din lucrurile clar afirmate în Maleahi, în ultima carte a Vechiului Testament. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. De ce? Ce e așa de prețios într-o familie din perspectiva lui Dumnezeu, de ce a creat-o, de ce a gândit-o, ca El să fie supărat când noi ne batem joc de ea și când rupem relația asta specială? Sau dacă ne apropiem acum de spațiul căderii, a divorțului, care sunt cauzele care împing lucrurile într-o familie în direcția respectivă și cum le-am putea evita? În al cincilea rând, ce spune Noul Testament despre divorț? Ce spune Noul Testament despre divorț? Și veți vedea o serie de texte care sunt în Noul Testament și care trebuie să înlănțuite pentru că pleacă de la simplu, este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Nu-i calificat în niciun fel lucrul acesta, dar pe urmă se adaugă alte lucruri. Pentru orice pricină, de pildă, este interpelat Domnul Iisus Hristos. Și astfel sunt o serie de texte care trebuie scluate în considerare și armonizate într-un fel ca să înțelegem subiectul. Dacă mă ajuți la citit... Dumnezeu urăște divorțul, dar nu întoarce spatele problemei. Și lucrul ăsta e foarte important. Observați, El știa implicațiile căderii și putea zică, îmi pare rău, ați călcat în baltă, s-a dat cu bota în baltă, acum trăiți cu consecințele. De fapt, asta ne spune Scriptura. Cu toate astea, în bunătatea lui Dumnezeu, nu întoarce spatele problemei, se implică să minimizeze răul pe cât posibil, chiar în ciuda păcatului și în ciuda căderii. De ce este atâta confuzie și mai ales în bisericile neoprotestante, de ce de obicei problema este atârnată între cer și pământ și nerezolvată? E mai simplu să întorci spatele problemei, așa ar fi putut face și Dumnezeu, dar El n-a făcut-o, ci a întors fața spre problemă și a încercat să ofere soluții și... De ce e atâta confuzie? Și vom vedea cât de complexă e povestea și din pricina asta, dacă ține clar un lucru din întreg, practic întregul devine confuz, nu știi ce să faci cu el. Sau, în al optelea rând, ce să facem atunci când există toate motivele pentru divorț, cum... De unde învăț, la cine să privesc ca să învăț ceva într-o astfel de situație? Am ajuns probabil pe buza prăpastiei și mă întreb, trebuie neapărat să mă prăvălesc în ea sau există o soluție? Vom vedea, Dumnezeu însuși divorțează, El însuși dă o carte de despărțire și uneori lucrul acesta este inevitabil, dar cum anume administrez lucrurile într-o astfel de situație? Și aici este important primul punct de la care plecăm. Am pus o paranteză mică într-o paranteză mare, dacă țineți minte, pentru că, practic, eu învăț din paranteza mare cum să mă port în paranteza mică. Învăț din relațiile dintre Dumnezeu și poporul Lui, relația dintre mine și soția mea, pentru că, într-un fel, am fost creați după chipul și asemănarea Lui și noi, în familie, replicăm parte sau parte din relațiile din Trinitate. Deci asta este direcția pe care aș vrea să o parcurgem. Dacă aveți vreo întrebare sau vreo un lucru de afirmat, cu bucurie, vă ascult înainte să intrăm și să le luăm pe rând. Căsătoria, și observați, am estompat celelalte lucruri, pentru că foarte interesant, de pildă, în capitolul 19 din Matei, versetul 3, fariseii vin să îl ispitească pe Domnul Iisus. Fariseii au venit la el și ca să îl ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Notați, vă rog, aici deja este calificat divorțul pentru orice pricină și vom discuta un pic mai târziu de unde vine această afirmație, care este contextul cultural sau religios în care fariseii îl ispitesc pe Domnul Iisus Hristos. Drept răspuns, El le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască?
Observați, este îngăduit divorțul, Domnul Iisus se întoarce la căsătorie, de la divorț la căsătorie, versetul 5. Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Dacă e un singur trup pe care Dumnezeu l-a legat la oaltă, nu-l rupe, da? Ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu desparte. Am văzut că întrebarea fariseilor vizează divorțul, răspunsul Domnului Iisus vizează căsătoria. Și mi se pare foarte frumoasă această abordare a Domnului Iisus Hristos. Spuneam la început, căsătoria ține de spațiul creației, pe când divorțul ține spațiul căderii. Dacă de la început n-a fost așa și dacă Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa, ceva a intervenit în istoria omenirii care a generat într-un fel această criză și a generat această infidelitate sau necredincioșie în relație. Dar dacă am vorbit despre spațiul căderii, aici de nici atrage atenția asupra unei realități spirituale. Pentru că ispitirea a fost indusă de șarpele din grădină și toată căderea este practic o plecare a urechii, o ascultare la șoaptea, la sfatul celui rău. Și atunci trebuie să aduc lumea spirituală în discuție. Și ăsta era primul punct pe care ar trebui să-l lămurim, planul fizic și planul spiritual. Revin din nou la imaginea din fața voastră. Când eu făceam aritmetică, dacă nu rezolv paranteza mică, nu-ți iese socoteală în paranteza mare. Și eu cred că lucrul acesta e adevărat și în cele spirituale. Practic, în paranteza mică ne dovedim relația noastră cu Dumnezeu. Dar paranteza mare informează paranteza mică. Și dacă ai ajuns la impas, de pildă, în relația dintre tine și soția ta sau soțul tău, probabil că lărgind un pic perspectiva la relația lui Dumnezeu cu poporul său, în Vechiul Testament, Israel era nevasta Domnului și de aceea există și o carte de despărțire pe care Domnul o dă soției lui și vom vedea implicațiile absolut dramatice ale acestui lucru. Și atunci, într-un fel, văd că paranteza mare și paranteza mică lucrează în tandem, pot învăța de la Dumnezeu și cum pui capătul unei relații, dar și cum renozi o relație sau cum nu duci relația până la rupere. Deci sunt cele două planuri. Acum, cele două planuri, spiritual și planul fizic, mă aruncă în realitatea spirituală și mi se ridică o întrebare, oare eu de care țin? Pentru că dacă relația lui Dumnezeu cu poporul său este o relație de căsătorie, probabil că relația omului cu Satan este o relație de căsătorie. Și am pus doar două semne de întrebare în dreptul celor doi. Întrebarea este, de ce neapărat trebuie să gândesc lucrurile, să privesc lucrurile în acest fel? Spuneam la început, noi suntem un vas de lut și purtăm în noi o comoară. În cazul acesta, Duhul și roada Lui, dacă suntem ai Lui Dumnezeu sau suntem o casă și purtăm, avem un locatar și întotdeauna locatarul este stăpânul în casă. Întrebarea este, cine este stăpânul meu? Cine este locatarul din viața mea? Uitați-vă afirmația lui Pavel din 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14 la 18. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Căci ce legătură este între și pe urmă sunt o serie de contraste în fața voastră. Și observați, cele două împărății, practic, sunt așezate în contrast. Și Scriptura ne spune, nu există nicio legătură între cele două, nu poți fi și în una și în cealaltă. Cele două împărății sunt complet distincte. Ce legătură este între neprihănire și nelegiuire, între lumină și întuneric, între Hristos și Belial, între cel credincios și cel necredincios, între templul lui Dumnezeu și idolii. Dacă ar fi fost o poveste simplă, nu văd de ce Pavel ar fi trebuit să sublinieze atât de clar, de pildă, contrastul dintre cele două împărății. Dar asta mă duce de pildă într-o familie și într-o relație și văd că unul poate fi legat de Hristos, celălalt poate fi legat de Satan. Dacă ești legat de Hristos, te caracterizează partea
stângă, dacă ești legat de Satan, ești, te caracterizează partea dreaptă și cele două sunt într-un total contrast între cele două. Acum, eu am scos un text din context și ca să înțeleg greutatea acestui text, trebuie să-l așez înapoi în contextul imediat și am să spicuiesc doar câteva versete, să vedeți despre ce este vorba în contextul acesta. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19-21. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Suntem pe Golgota, pe Calvar, și îl vedem pe Domnul Iisus atârnat pe cruce și textul ăsta îmi spune că Dumnezeu însuși era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în socoteală păcatele lor, da? Neținându-le în socoteală păcatele lor. Cât de serioasă trebuie să fie problema? Versetul 20, Pavel continuă, dacă asta este ce a realizat Dumnezeu în Hristos pe cruce, atunci Pavel se aliniază, intră în jug alături de Hristos și adresează sau oferă această soluție a lui Dumnezeu întregii omenieri. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele Domnului Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Observați Hristos și Satan. Și Pavel vine și spune, toată lumea zace în cer rău. Așa începe. Pentru că Adam a căzut, noi eram în coapsele lui. De fapt, toți suntem acolo. Și de acolo suntem smulși, unul câte unul, pe măsură ce auzim Evanghelia, răspundem chemării lui Dumnezeu sau revelației lui Dumnezeu. Și Pavel spune, noi am fost trimiși și vă rugăm fierbinte, ca și cum Dumnezeu ar vorbi prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu, smulgeți-vă din ghearele celui rău, pentru că Hristos a rezolvat problema legală. Acum tu poți fi liber dacă vrei, mută-te în cealaltă împărăție, versetul 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Imaginați-vă ce s-a întâmplat acolo pe cruce. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, dar pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, l-a făcut păcat pentru noi, ca să ne împrumute neprihănirea lui. Ce incredibilă ofertă, ce incredibil troc sau schimb. Eu îi dau păcatele mele și el îmi dă neprihănirea lui compatibilă cu sfințenia lui Dumnezeu. Sau dacă mă mut imediat în versetul următor, capitolul 6, versetul 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Acum el întoarce pagina și vorbește nu celor de afară pe care îi cheamă înăuntru, ci vorbește celor dinăuntru care sunt cu un picior pe extegard. Da? Și le spune, atenție, nu faceți, nu zădărniciți planul lui Dumnezeu pentru voi. Mi-aduc aminte de primele versete din capitolul 15 din Corinteni. Nu-i așa? Dacă o țineți așa după cum ați primit-o altfel, degeaba ați crezut. Cu alte cuvinte, ce s-ar putea întâmpla ca eu să zădărnicesc această incredibilă lucrare de mântuire a lui Dumnezeu pe Hristos, pe Eternul Său Fiu întrupat, care a locuit printre noi plin de har și de adevăr și care n-a cunoscut păcat. El a făcut păcat pentru noi ca să ne ofere în schimb neprihănirea Lui și în felul acesta să devenim compatibili cu cerul. Deci nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Și am două ființe. Nu? Dacă ea este creștină, credincioasă, dacă este într-un fel fica lui Dumnezeu, dacă este în împărăția lui Dumnezeu, dacă el este în împărăția celui rău, pentru că nu există oameni nelocuiți de cineva, nu există zone neutre, eu nu vreau nici cu ăsta, nici cu celălalt, așa ceva nu este. Întrebarea este ce se întâmplă în momentul în care intru într-o relație cu cealaltă împărăție, pentru că eu trag după mine și împărăția spirituală sau realitatea spirituală în care sunt. Observați, acum am adăugat realitățile spirituale. Lângă ea am așezat pe Hristos, lângă el pe Satana. Am așezat și contrastele dintre cele două împărății. De ce să nu ne înjugăm la un jug nepotrivit? Pentru că ce legătură este între ce neprihănire și fără de lege? Între lumină și întuneric, între Hristos și Belial? Ce legătură este între cele două împărății? Dacă nu există nicio legătură, eu nu-l pot aduce sub același acoperiș în ghilimele pe Hristos.
nu-l pot aduce, mai ales când fac lucrul acesta în neascultare directă de el. Pentru că asta este o poruncă. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Acum, dacă așez alte câteva imagini înaintea voastră pe care le cunoașteți, eu sunt în această furcă edenică. Pe de o parte am Duhul Lumii, șoapta Lumii, mersul Lumii, pe de altă parte am Împărăția Lui Dumnezeu, Duhul Lui Dumnezeu cu sabia Duhului și comunitatea Duhului. Și cele două împărății sunt în conflict. Sau dacă vă aduceți aminte, toți suntem în Corinteni, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți. Vrem să întărătăm pe Domnul la gelozie, suntem noi mai tari decât El, mai puternici decât El. Și din pricina aceasta, porunca este serioasă, călcarea ei are implicații serioase. Când mă gândesc la vremea lui Pavel, acolo lucrurile erau foarte clare, era întuneric și lumină. De la idol v-ați întors la Dumnezeu cel viu ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci era clar ce se întâmpla la convertire. Acum lucrurile sunt foarte complicate, pentru că spațiul religiilor a devenit atât de divers încât nu mai știi ce-i bine și ce-i rău, unde-i adevărul și unde nu-i adevărul. Dacă aș ilustra doar o mică parte din realitatea în care noi trăim, te întrebi, care dintre ăsta este creștin? Păi, afară de atei care zic, domnule, noi nu credem în Dumnezeu, ceilalți, într-un fel, toți pretind că țin de împărăția lui Dumnezeu, într-un fel. Și atunci, ce înseamnă să te înjugi sau să nu te înjugi la o relație care Dumnezeu o interzice? Dacă ar fi să ilustrez realitatea așa cum este, asta este realitatea așa cum este. Nu-i pădure fără uscături. Faptul că cineva ține de o anume denominație, asta nu înseamnă că e născut din nou, că face parte din împărăția lui Dumnezeu. Și atunci lucrurile devin complicate. Pentru că întrebarea este, ce mă fac în situația asta? Dacă vine cineva, cântă în cor sau vine în trupa de închinare, deja gata, putem... De ce spune Pavel, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă încercați-vă? Nu recunoașteți că Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați? Ei, cum recunoști că Hristos este în tine? Pavel are un verset care toți îl știm pe din afară. Zice, am fost răstignit împreună cu El și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Vă spuneam, dacă vrei să eviți divorțul sau tragediile din familie, atunci trebuie să pornești, să urci scara devenirii cristice, să lași Duhul lui Dumnezeu să modeleze în tine chipul lui Hristos, să te pregătească pentru nunta mielului, să te îmbrace cu neprihănirea lui Hristos. Foarte interesant, noi tocmai venim din Corinteni și intrăm în Corinteni Duhul Sfânt și Pavel începe cu o afirmație interesantă către cei ce au fost sfințiți în Hristos, chemați să fie sfinți. Intrarea pe poartă trebuie să fie urmată de umblarea pe cale. Și exact așa este. Eu când sunt chemat de Dumnezeu, sunt luat de unde sunt luat. De pildă, pe curva Rahav, o luat-o de unde o luat-o. Dar nu o lăsat acolo, ci o adus-o în genealogia Domnului nostru Iisus Hristos. Cu siguranță că au fost schimbări radicale în viața ei. Și elementul acesta ne-l cere Dumnezeu tuturor. Și atunci trebuie să-ți deschizi bine ochii și mai întâi te verifici pe tine însuți. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Tu trebuie să stai față în față cu Hristos și să vezi cine ești, cine sunt. Și în felul acesta, când tu ți-ai găsit identitatea în Hristos, va fi mai ușor să identifici pe celălalt care nu-i doar religios, ci este realmente născut din nou. Țineți minte discuția cu Nicodim. Dacă nu vă nașteți din nou, nu puteți vedea, nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea întrebarea este, cum anume știu că eu sunt în zona albă, dacă mă gândesc, nu în zona neagră, deși pot fi în oricare din segmentele respective de cerc. Ajung în Hristos, murind și înviind împreună cu El. Acum, în biserica noastră, cel puțin, încercăm să marcăm lucrul acesta în trupurile noastre, prin botez. Când te cufundă în apă, ai murit și ai fost îngropat. Când te ridică,
te ridică un om nou de acolo. Și elementul acesta este important pentru că trebuie să imprime în conștiința noastră. Nu știți că toți câți ați fost botezați pentru Hristos, ați fost îngropați împreună cu El, întreabă Pavel. Și elementul acesta, sigur, poate fi golit de conținut și eu le spun tuturor, drac, intri în apă, drac, ieși din ea. N-avem apă sfințită. Dar dacă ai înțeles conceptul, dacă te-ai deschis pentru Hristos, într-un fel marchezi în propriul tău trup această trecere dintr-o împărăție în alta, fiind îngropat împreună cu El și înviat în El și împreună cu El prin puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. E acum, în lumina contextului, sună altfel textul nostru. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură este între Hristos și Belial, între lumină și întuneric, între neprihănire și fără de lege? E o poruncă. Ce se întâmplă când o calc? Da. Pentru că foarte mulți dintre noi, poate n-am știut, n-am să cântărim lucrurile și n-am fost destul de înțelepți, mai ales dacă vrei să te însori la 19 ani și nu știu ce ai făcut până atunci sau la 20 de ani, e complicată povestea. Și atunci ce e de făcut într-o astfel de situație? Dragii mei, nicăieri, țin minte că în anii trecuți a venit la mine un prieten. Era însurat de 25 de ani și avea doi copii mari. Și am început să povestim. Și a încercat să mă convingă că cu 25 de ani a făcut o greșeală. Am crezut că e o bâtă de baseball la el, da? Mai ales că nu era străin de cuvântul lui Dumnezeu. A făcut o greșeală cu 25 de ani. Dragii mei, odată ce te-ai căsătorit, Dumnezeu a semnat actul acela de căsătorie și legea lui Dumnezeu a consfințit-o. Și nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi decât dacă pricepi cum se raportează Dumnezeu la divorț în lumina Scripturii și ce-i de făcut când relația nu mai poate fi refăcută și sunt motive pe care Domnul Iisus le aduce. Dar țineți minte imaginea, pentru că vom opera cu ea mai târziu ca să descurcăm lucrurile complicate, cazuistica complicate când e vorba de divorț. Versetul 33 zice: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cu alte cuvinte, nu-i tot una dacă te așezi lângă un măr putred sau lângă un măr bun. Lângă un măr bun reziște un pic mai mult decât lângă un măr putred, nu-i așa? Și atunci, întrebarea este ce-i de făcut într-o astfel de situație, versetul 34. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Unde sunt? În biserica lui Dumnezeu, din Corint. Unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și atunci, faptul că cineva a intrat în apa botezului și a stat în băncile adunării, n-a rezolvat problema. Acum, dacă iau această afirmație, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, și vreau să o scald un pic prin istorie, da? Să o scald prin istorie, să vedeți consecințele acestui fapt sau de unde anume citează Pavel, de unde se inspiră Pavel. Dacă mă gândesc la Adam, la primul bărbat, l-a vândut pe Dumnezeu pentru o femeie. În momentul în care Adam a ales, femeia ținea de cealaltă împărăție. Ea a fost cea care a cedat ispitei, a văzut că pomul este plăcut de privit, bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea, a întins mâna și a rupt din fructul oprit, din pomul cunoștinței binelui și răului. În momentul acela, neascultarea ei a aruncat o împărăție a întunericului în brațele lui Satan. Și acum îi făcea semne fiului lui Dumnezeu, da? Îi făcea semne. Și tot locul de el a trebuit să leagă între Dumnezeu și Eva, și-a ales-o pe Eva. Care sunt implicațiile? Dar rezultatul este alungarea din Eden. Amândoi au fost alungați din prezența lui Dumnezeu. Azi-mi voi să întorc câteva pagini. Aveți pe Adam și Eva, pe Abel și Cain. Cain îl omoară pe Abel, Dumnezeu îl judecă și el fuge dinaintea feței Domnului în țara Nod. Țara fugă, da? Țara Nod, în țara fugă. Aveți descendenții
pe cele două linii. Setiții, într-un fel, și cainiții. Aveți pe linia genealogică a celor doi câteva nume pe care le-am încercuit. Este Enoch și Lameh. Aveți Enoch, fiul lui Cain, și Lameh, care are două neveste și niște băieți extraordinari, deschizători de pârtii culturale. Dar ce e foarte interesant și este ceva ce nu-i în linie cu narațiunea Vechiului Testament, este că este menționată o fată, o femeie, Naama sau Noema, sora lui Tubal Cain. Ce caută ea în linia genealogică? Nu cred că la întâmplare este așezată acolo. De pildă, versetul 22. Țila este una din nevestele lui Lameh. Țila, de partea ei, a născut și ea pe Tubal Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Sora lui Tubal Cain era Naama, Noema, cea plăcută. Cea plăcută, oare? De ce este așezat acolo? Ei, dacă mă gândesc la textul cum curge mai departe, când au început să se mulțească oamenii pe pământ, imaginați-vă, am pe Cain și familia lui, descendenții lui, el este în țara Fugă, dar în țara Nod, și am pe Set și descendenții lui, pe Setiți și Cainiți. Când au început să se mulțească, n-aveau internet și n-aveau ce avem noi la ora asta, ca să fim conectați la lumea toată, la un moment dat, cele două comunități au început să se apropie. Și textul spune, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor, și acum dintr-o dată mi-aduc aminte de Eva, mi-aduc aminte de Naama, da? Fetele oamenilor sunt frumoase. Versetul 2 din capitolul 6. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Și-au luat de neveste din acelea pe care le-au ales. Sar peste câteva versete, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate ce în fiecare zi. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Da, strică obiceiurile bune. De ce spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit? Observați, avem o istorie întreagă care vorbește despre implicațiile acestor decizii. Mai ales că intri în cea mai sfântă relație, cea mai intimă relație, unde n-ai cum să fugi unul de celălalt și influențele sunt uriașe. Și mai ales a unei femei asupra bărbatului sunt uriașe. Ce a urmat după toate astea? Potopul. Da. Dumnezeu a trebuit să potopească pe Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor. Acum, sigur, textul este discutat în comentarii și te trimite la cartea Iov și la îngeri și la, dacă mergi în Enoch, ai 121 de nume de îngeri care și-au părăsit locuința. Dar cred că cea mai simplă citire a Scripturii este să vezi indiciile din text și să vezi, de fapt, ce s-a întâmplat. Dacă mă întorc în Corinteni, zice, nu vă lăudați bine, puțin a luat, dospește, toată plămădeala. Ăsta este contextul spiritual în care trebuie să așez toată problema căsătoriei și a divorțului. De pildă, dacă mă gândesc la porunca pe care o avem, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Când eu calc această poruncă, pentru că sunt presat de hormon, de dorința de a nu rămâne singur, se întâmplă ceva. Neascultarea mea ridică un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Și atunci, dintr-o dată, este o luptă inegală. Eu, fără Dumnezeul meu, trebuie să lupt cu El, cu Dumnezeul lui, sau cu ea, cu Dumnezeul ei. Da? Și elementul ăsta se întâmplă. Și elementul ăsta aduce o tragedie peste cei doi. Nu mâna Domnului nu-i prea ascultă, urechea lui nu-i patare, nelegiurile voastre ridică un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre îi ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Realitatea spirituală. Gândiți-vă că nu suntem o casă goală. Suntem o casă locuită de o realitate spirituală. Și asta este adevărat, dragii mei. Și asta este adevărat nu doar
am luat o decizie și pentru totdeauna sunt în acea realitate, zice, aveți grijă să nu zădărniciți harul lui Dumnezeu, cum o fac? Foarte simplu, casa poate rămâne goală, măturată și împodobită pentru scurt timp, pentru că alte 7 duhuri vor veni cu primul, vor intra în casă și vor locui acolo, spune Domnul Iisus. Ce spune Scriptura despre divorț? Care sunt cuvintele? Aici m-aș întoarce în textul din Maleahi, capitolul 2, versetele 13 la 16. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Interesant. Domnul a fost martor. Veți vedea cum pornesc căsătoriile la noi în biserică, cel puțin, care sunt legămintele care se rostesc, dar care sunt implicațiile acestui lucru. De ce venim la altar? De ce se încheagă o căsătorie într-o biserică? Este un simbol al prezenței lui Dumnezeu și legămintele pe care le rostim, practic, invocă prezența lui Dumnezeu, vorbim cu Dumnezeu. Dar textul spune, Domnul a fost martor în relația pe care a încheiat-o cu partenerul sau partenera de viață. Care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevastă cu care a încheiat legământ. Mm. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească? Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Nu știu dacă putea folosi un cuvânt mai tare decât acesta. Oare de ce? În Sfânta Treime, credincioșia în relație este poate spre vârful piramidei, da? Unul din cele mai importante lucruri. Și atunci, eu cred că elementul acesta s-ar bucura Dumnezeu să-l vadă în relațiile dintre noi, credincioșia în relații. Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dumnezeu, de ce urăște Dumnezeu despărțirea în căsătorie? Mă întorc înapoi la săptămânile trecute, doar o clipă. Am văzut în capitolul 10 din 1 Corinteni că toată istoria acelei generații ieșite din pustie vorbește despre realitatea luptei spirituale, care e pe viață și pe moarte. O generație întreagă îngropată în nisipurile pustiei din pricina răzvrătirilor împotriva lui Dumnezeu. Și textul nostru se termină cu această atenționare. Cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Dar dacă n-aș avea și o soluție, avertizarea ar fi numai o frustrare imensă pentru mine. Ori textul spune că nu m-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, pe care Dumnezeu să nu o cântărească vis-a-vis de ce pot duce sau nu pot duce, dar mai mult, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. Și dacă țineți minte, mijlocul este Hristos, familia și biserica. Dacă realmente familia este atât de importantă în ochii lui Dumnezeu, atunci înțeleg de ce urăște Dumnezeu despărțirea în căsătorie, pentru că eu renunț în contextul acesta al căderii, al luptei spirituale, al demonilor care pot intra în viața oricăruia dintre noi, dragii mei, pe toate crăpăturile posibile și ei știu cum să le găsească. Dacă eu am renunțat la aceste ziduri de protecție din jurul meu, dacă sunt necredincios în familia mea, probabil că nu sunt credincios nici lui Hristos și nu mă interesează nici biserica și rămân singur în gura lupului, singur în gura lupului. Și atunci înțeleg de ce Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, pentru că te vede renunțând la cel mai important
Mijloc, da. Cel mai important mijloc pe care Dumnezeu l-a pus. Nu uitați, Duhul lui Dumnezeu operează cuvântul lui Dumnezeu și cu sabia Duhului și comunitatea Duhului. Și comunitatea Duhului începe în relația dintre mine și soția mea. Acolo și copiii noștri. Noi, familia, suntem celula de bază a bisericii. Se strică familia, biserica e bolnavă. Biserica este bolnavă. Acum, tinerii vin la altar și uneori îi pun să stea spate în spate când rostesc legămintele. Dar observați, și unul și celălalt vorbește cu Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu este martor la legământul încheiat între tine și nevastă-ta sau între tine și soțul tău. Dacă țineți minte, irisenii, știți, probabil pe din afară legămintele, toți le primesc într-un plic de la mine, Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin, fără gău, în prezența ta și spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe Eleonora Ponta. Te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Observați, niciun cuvânt nu l-am spus ei. Ea a primit toate darurile din parte, toate daurile din partea mea, inclusiv ofițerul stării civile le-a auzit. Și părinții ei, și ea le-a auzit. Dar acum la altar vorbesc cu Dumnezeu, l-am invitat pe Dumnezeu la încheierea acestui legământ. Același lucru spune și ea. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Eleonora Ponta, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luat în căsătorie de Beniamin fără gău. Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, chiar dacă nu-mi place cuvântul, e acolo în Biblie, da? La bine și la greu și așa mai departe, până când moartea ne va despărți. Observați ce a spus și unul și altul în prezența lui Dumnezeu? Căsătoria este pe viață. Nu-i pe un an, nu-i pe cinci, nu-i cât îmi place, ci este pe viață, până când moartea ne va despărți. Azi îmi voie să vă spun o poveste. Iosua a trecut Iordanul împreună cu poporul, s-au așezat la Gilgal, au ridicat altarul, au sărbătorit Paștele și la un moment dat văd venind pe drum o delegație. Măgară, ciugoși, haine rupte, burdufuri de vin cârpite, în pâine mucegăită, păpuci rupți. De unde veniți? Oh, venim dintr-o țară îndepărtată, că am auzit ce a făcut Dumnezeul vostru. Iosua uită să întrebe pe Domnul. El știa legea lui Moise și știa că poate încheia legământ cu cei dintr-o țară depărtată. Și încheie legământ cu ei. Ăștia pleacă bucuroși cu hârdiile semnate și cu promisiunea făcută. Atunci era doar, dădeai mâna și ziceai fair dinkin, adică băteai palma și erau toate făcute. 3 zile mai târziu se pomenesc la porțile cetății gabaoniților. Bătrânii poporului se înfurie. Capitanii scot săbile. Iosua intră între ei și popor zice, am jurat pe numele Domnului. Wow! Și-o trebuie, dragii mei, să lupte pentru ei, să-i apere și într-un fel Dumnezeu a întors răul spre bine, pentru că gabaoniții, prin decizia lor, au rupt coaliția militară și au frânt coloana vertebrală a dușmanului și în loc să dea o bătălie împotriva tuturor întregului Canaan, a dat 2 bătălii majore și în felul acesta a ajuns să stăpânească țara înainte să o fi cucerit. Saul calcă acest legământ și Dumnezeu pedepsește toată țara din pricina lui. Mai bine nu veni la altar decât să vii la altar, să rostești cuvintele în prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe... Te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica, El, mântuitorul trupului. Așa este bărbatul, capul nevestei, ca mântuitor al trupului. Să pot iubi cum a iubit Hristos biserica. Nu te juca cu Dumnezeu. În ultima instanță, cu oamenii, o scos la capăt. Cu Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Care sunt cauzele? Dacă atât de solemnă este căsătoria și dacă Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, ce mă poate împinge pe buza asta de prăpastie? Cu 40 de ani în urmă, o curtam pe Nora, aproape 50 de ani în urmă, o curtam pe Nora, și 2 misionari au venit în viața noastră. Nora a adus tot ce-i bun în viața mea. Cei care m-au format, m-au crescut, toate au venit prin ea, că ea vorbea engleză
Și eu trebuia să-mi rup limba atunci și să învăț dimineața la 4 câte ceva. Dar unul dintre ei, căsătorit de 14 ani, celălalt de 8 ani, au desenat această curbă a căsniciei. O știți pe din afară, pentru că la fiecare consiliere premaritală o prezint. Mie mi-a prins foarte bine. Foarte bine de-a lungul vieții mele. Pe curba asta, pe sinusoida asta, sunt trei puncte. Mai întâi este momentul întâlnirii. Ea m-a întâlnit pe mine, eu ascultam un concert de orgă pe Cugălnicianu. Eu plăcut cum ascult muzică. Mie mi-a plăcut că era mai destupată ca celelalte fete și citise un pic mai mult și iubea pe Domnul. Asta m-a atras la ea. Nu m-a interesat câte rochi are, nici ce avere are. Nu m-a interesat nici de unde vine. Deci au trecut 4 ani de zile din momentul respectiv și am ajuns la momentul nunții. Da. Eu am fost mai greu de cap și trebuie să mă frământ mai mult cu decizia. Da, am ajuns la momentul nunții după 4 ani de așa, prietenie. N-a trecut, dragii mei, 2-3 săptămâni după săptămâna noastră de miere, că n-am avut bani de mai mult, nici să mergem în străinătate, cum faceți voi astăzi. Dar am început să mă întreb, cine m-a pus să mă însor? Tocmai cu ea, da? Tocmai cu ea. De ce n-am ascultat de maica mea? Și a început, acum ea e aici lângă mine, poate să mă frece bine de seară, dacă vrea poftim, dar de acolo începe topoganul. Și dacă nu știi ce să faci cu el, cazi în groapă, mai faci un hop și ești divorțat. Uitați-vă la ce se întâmplă în zilele noastre. La ce se întâmplă în zilele noastre. Întrebarea mea este, e vreo nădejde? Pentru că eu nu cred că există vreun cuplu care să nu treacă prin aceste experiențe. Am avut prieteni, că noi am crescut așa împreună și am avut un cuplu care, nu vă spun numele, că-i cunoașteți, dar noi suntem căsătoriți de 8 ani, n-am avut niciun fel de probleme. Dragii mei, în anul următor am crezut că se fac praf complet. Da. Mai devreme sau mai târziu, toți intrăm pe acest topogan. Întrebarea este cum rezolv lucrurile. Observați, pe prima pantă ai curba iluziilor, dragoste oarbă. Pe panta descrescendă sau decrescătoare sau pe topogan este curba deziluziilor. Tot ce te atrage la cealaltă persoană te calcă pe nervi. Da? Noi suntem, uite așa de diferiți eu și Nora. Mi-a trebuit un jumătate de secol să mă obișnuiesc cu asta și ea cu mine. Da? Suntem foarte diferiți din absolut toate punctele de vedere. Și Dumnezeu ne-a creat complementari pentru că doi creiem un întreg. Eu am un păpuc pe stânga, ea e păpucul pe dreapta și împreună putem face un întreg. Acum, ca să evit divorțul, trebuie să învăț acceptarea de dragul lui Hristos. Ăsta este singurul mod de a evita divorțul. Altfel, toate motivele în fiecare zi sunt acolo. Și atunci, acceptarea de dragul lui Hristos este soluția evitării divorțului. Iluzii, deziluzii, acceptare. Și eu cred că elementul ăsta mi-a prins foarte bine. Țin minte, după un an de zile, după ce ne-am întâlnit cu cei care ne-au desenat curba. Și eram la munte, în corturi, și mă plimbam cu prietenul meu, cu David, și spun lui David, David, habar n-am, tot ce am avut frumos pe curba iluziilor a dispărut, ca și cum n-ar fi existat. A început să râdă de mine. Deci, bă, uite, toată povestea aceea. Să vedeți ce scrisori ne-am scris și ce scriptură împreună. Îmi pare rău că ne-am publicat scrisorile, dar extraordinar ce 4 ani am avut. Făceam flotări pentru scrisorile lui Nora în armată. Zice, uite tot ce iau de la capăt. Și a trebuit să o iau de la capăt și să construim, practic, împreună. S-a trecut un jumătate de viață de atunci. Am început să vorbim despre cauzele care pot duce la divorț, nerezolvarea deziluziilor la vreme. Cu cât mai mult le lași, dragii mei, cu atât mai greu le rezolvi. Și de aceea, cât de devreme trebuie să iei o hotărâre, să accept pe celălalt, nu încerca să-l schimbi. Singura schimbare care se întâmplă în familie este scara devenirii cristice, schimbarea întru chipul și asemănarea lui Hristos. Trebuie să învăț îndurarea, bunătatea, smerenia, blândețea, delunga răbdare, îngăduința, iertarea, pacea și legătura de săvârșire, care este dragostea. Asta e singura schimbare. Noi toți privim cu fața
ca într-o oglindă slava Domnului. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Acum venim la Noul Testament. Ce spune Biblia în Noul Testament? Da, dacă aveți întrebări, m-aș opri. Pentru că aici intrăm deja în texte și putem să discutăm textele împreună. Hai să înșir textele din Noul Testament. Le înșir în scară, de la simplu spre complex. Da, în Matei, capitolul 10, de ce este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Dar pentru ce? Nu contează pentru ce, da? Dar să-și lase nevasta. Atâta spune textul și vine răspunsul. Pe urmă, în capitolul 19, pentru orice pricină. Dar de ce adaugă acest pentru orice pricină? Ce era în contextul cultural respectiv? Sau dacă vin capitolul 5, zice, afară de pricină de curvie. Și din orice pricină, Domnul Iisus vine și izolează pricina care permite divorțul, slash nevasta, place curvie. Și aici sunt o discuție întreagă între Moichea și Pornea și între felul în care sunt folosiți cei doi termeni. Dar dacă pun infidelitate, probabil că și un termen și celălalt aș putea să-i combin în cuvântul infidelitate. La evrei era un obicei, marți erau nunțile, miercuri divorțurile. De ce? Dacă nu o găseai fecioară, zice, nu-i nevastă mea. Și atunci zice, îmi pare foarte rău. Și erau părinții acolo și era o întreagă poveste. Dacă cumva îți băteai joc de fată, plăteai scump pentru asta, da? Dar nu-i nevastă mea. Uitați-vă la Tamar și la fratele ei, da? După ce a înșelat-o, pe urmă l-a trântit toată de pământ și o plătit cu viața din pricina lui Absalom. Dar afară de pricină de curvie. Dar uitați-vă la textul din Luca, capitolul 16, versetul 18, Manu. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Deci, ești divorțat și te însori, trăiți în curvie. Ești divorțată și te măriți, trăiți în curvie. Dacă scot textul din context și nu-l așez în contextul lui și din pricina aceasta pot să rămân lângă acest verset și să las lucrurile atârnate între cer și pământ. Dar întrebarea este, oare cum să înțeleg textul ăsta în lumina celorlalte texte? Sau iau Roman capitolul 7, primele 6 versete. Femeia maritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Aha, aici mi este adusă legea. Dumnezeu a fost martor la relația dintre voi doi și legea lui consfințește relația dintre cei doi. Și atunci femeia maritată este legată prin lege de bărbatul ei pe viață, câtă vreme trăiește el. Dar uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 12 la 16. În aceste împrejurări, fratele sau sora nu sunt legați. Dar există, legea a legat ceva. Cum se dezleagă ce a legat legea? Da? Cum se dezleagă ce a legat legea? Bineînțeles, eu am spicuit doar un gând, va trebui să intrăm în textele respective. Dar mă întorc înapoi la cele două planuri, planul fizic, relația mică și relația mare, sau căsătoria mică și căsătoria spirituală, lumea spirituală, fie cu cer rău, fie cu Dumnezeu. De pildă, dacă vin în Roman, capitolul 7, și citesc acum cele patru versete, să vedeți cum cele două lucruri merg în tandem. Mă întorc înapoi la imaginea din fața voastră. În Roman, capitolul 7, primele patru versete, primele trei se ocupă de paranteza mică și dintr-o dată versetul 4 mă aruncă în paranteza mare. Ca și cum mi-ar spune, cele două nu pot fi dezlegate, cele două lucrează în tandem. Trebuie să le lași pe unele să fie informate de celelalte. Și acum haideți să citim textul. Nu știți, fraților, că își vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Ce o dezleagă de legea bărbatului ei? Moartea, da? Moartea. Pentru că legea are stăpânirea asupra omului câtă vreme trăiește el. De pildă, dacă eu sunt dator la bancă și am murit și n-am nimica,
îmi pare rău, dar legea nu mai poate urmări, pentru că moartea a pus capăt oricărei realități care țin de pământul acesta, care e dincoace de mormânt, care e dincoace de mormânt. Deci dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. Moartea dezleagă relația. Ăsta este un element pe care îl scot din text, versetul 3. Dacă deci când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Până aici a vorbit despre paranteza mică. Observați cum sare în paranteza mare acum. Dar înainte de a citi versetul 4, priviți o clipă, imaginea. Am un bărbat și o femeie și am legea lui Dumnezeu care consfințește această relație. Oricare dintre ei, dacă intră o relație intimă cu un alt partener, trece în curvie, în prea curvie, da? În prea curvie. Moicheia, oricare dintre ele. Deci câtă vreme legea n-a dezlegat această relație, orice altă relație este o relație păcătoasă, o relație condamnată de Biblie cu consecințele de rigoare. Practic, în Vechiul Testament erai omorât cu pietre. Erai omorât cu pietre. Orice altă relație. Imaginați-vă cât de străină e povestea asta în lumea în care noi trăim astăzi. Pentru că astăzi am aruncat în aer pe Dumnezeu și am relativizat cu totul și uitați-vă la promiscuitatea din societatea noastră. Deci în fața lui Dumnezeu, căsătoria este pe viață. Citiți cu mine. În fața lui Dumnezeu, căsătoria este pe viață. În fața lui Dumnezeu, se justifică doar relația intimă cu soția. Atât. Relația intimă cu soția mea și curăția și credincioșia, patul nespurcat, cum îl numește Epistola către Evrei, ține de relația mea cu soția mea. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, dar nu întoarce spatele problemei. Nu întoarce spatele problemei. Divorțul și recăsătorirea pot avea loc doar cu aprobarea legii lui Dumnezeu. Și acum am ajuns la arbitrul ultim al lucrurilor. Dacă legea lui Dumnezeu consfințește relația, numai legea lui Dumnezeu poate dezlega relația. Întrebarea este în ce context legea lui Dumnezeu dizolvă această relație și atunci te poți recăsători. Noi vorbim despre divorț și recăsătorire. În ce context se poate întâmpla lucrul acesta? Dar se pune încă o întrebare. De ce sunt atât de încurcate lucrurile, de atât de confuze, confuzie atât de mare? Și aș vrea să înșir câteva lucruri care, cred eu, complică lucrurile pentru noi. În primul rând, cazuistica este extrem de complicată. Nu există două cazuri la fel. Cazuistica este extrem de complicată. Stai buimac în fața situațiilor. Că dacă avea un calapot pe care să le tragi pe toate, atunci în pata lui Procust, ce-i prea lung, scurtezi, ce-i prea scurt, lungești. Și în felul ăsta ai rezolvat problema, pentru că ai o singură măsură. Dar cazuistica este extrem de complicată. În al doilea rând, există câteva doctrine care se împletesc în toată povestea. În primul rând este doctrina mântuirii și asta dă cea mai multe probleme, doctrina mântuirii. În al doilea rând este doctrina familiei, ce a gândit Dumnezeu pentru familie. În al treilea rând este familia în contextul bisericii, disciplinarea în biserică, care nu se mai practică. Acum ne interesează programele, perșul și cam atâta. Dar nu ne mai implicăm unii în viața celorlalți, nici nu avem chef, nici nu avem timp. Și de aceea avem amfiteatrele în care este unul în ceafa celuilalt, dar nu știm ce este în familiile noastre. Și asta este tragedia imensă a zilelor în care noi trăim. Deci dacă doctrina mântuirii nu ți este clarificată, dacă nu pricepi ce-i familia în ochii lui Dumnezeu și de ce urăște El despărțirea în căsătorie și dacă nu ești parte dintr-o biserică și biserica nu se implică în problemele familiei, dragii mei, nu vă mirați că toate lucrurile sunt în aer în zilele noastre. Și în al treilea rând, sunt neclare principiile fundamentale la care să raportăm cazuistica diversă. Acum, în cazuistica asta diversă, aș aduce trei situații diferite. În primul rând, am doi necreștini. Apoi am un creștin și un necreștin și am doi creștini. Și
Aș începe cu cei de sus, tocmai venim din Corinteni. În Corinteni, capitolul 5, versetele 13 în jos, spune, îi va judeca, nu-i treaba bisericii să amestece în treaba asta. Dacă, de pildă, am prieteni necreștini și au ajuns la probleme și vin să povestim, povestesc cu bucurie, mă rog pentru ei, îi consiliez cu ce știu și ce pot, da? Cu exemplu, cu casa deschisă, dar în ultimă instanță, ei sunt la judecata lui Dumnezeu, vor da socoteală și ei, pentru că amândoi sunt legați de Satana, într-un fel. Dar ce se întâmplă când unul dintre ei se convertește? Foarte important să înțeleg convertirea. Da? În ce constă convertirea? Cum ajung eu, dintr-unul care sunt legat de Satan, să-și fiu legat de Hristos? Cum se întâmplă această trecere dintr-o realitate în alta? I-am pus acolo un cuvânt, moarte. Am spus, ajung în Hristos doar murind și înviind împreună cu El. Dar câte valoare are acest simbol? Am fost îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El. Cu alte cuvinte, cum să gândesc moartea asta? Și ce efect are moartea? Am văzut că moartea dezleagă relația. Moartea dezleagă relația. Ce efect are moartea asupra relației dintre cei doi? Observați, eu am punctat acolo linia. O idee, dacă moartea asta este o moarte reală, o moarte în trup, da? O moarte în trup, pentru că prin trupul lui Hristos a murit în ce privește legea, atunci, practic, moartea dezleagă relația. Și atunci am cazul 2. Este singurul caz care are dezlegare, într-un fel, pentru recăsătorire, singurul caz. Dar acum, ce se întâmplă când am doi creștini? Din nou, numai Dumnezeu știe, El cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Dar să zicem că sunt doi baptiști și vin la altar și rostesc legămintele și se căsătoresc, după care unul dintre ei calcă pe ulei. Ce se întâmplă în situația respectivă? Dacă doctrina mântuirii este neclară, dacă odată mântuit pentru totdeauna mântuit, I'm hooked, da? Sunt în pușcărie, n-am cum să ies din ea. Or Pavel mi-a spus, citând textul respectiv, nu faceți zadarnic harul lui Dumnezeu. Și de aceea, întrebarea mea, există oare și o descreștinare? Există o moarte și în direcția cealaltă? Când spune să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Un păgân și un vameș este în anticamera cerului sau este scos afară, despărțit de Hristos? Luați doar două texte. Groapa Marianelor mică și mare din Evrei, capitolul 4, da? Sau Evrei, capitolul 10. Evrei, capitolul 10. Și atunci, de aia este important, dacă doctrina mântuirii mi-am calat-o pe o anumită teologie, n-am soluție la toată povestea asta. N-am absolut nicio soluție. Ei, am trei cazuri distincte. Și trebuie să mă lămurez doctrina mântuirii, doctrina disciplinării în biserică și doctrina familiei, da? Doctrina familiei. Când vorbesc de doctrina disciplinării în biserică, imaginați-vă că problemele încep să se acutizeze într-o familie. Dar dacă suntem deschiși în grupul în care suntem, dacă frații încep să se implice, păcatul face trei lucruri în viața unui om. Înșală, împietrește. Înșală, înfășoară și împietrește. Astea sunt cele trei lucruri. Și cu cât mai mult îl lași nerezolvat, astăzi, dacă auziți glasul lui, păcatul nu trebuie rezolvat mâine, astăzi. Nu vă împietriți inima, ca în ziua răzvrătirii. Dacă lucrurile trec pentru că nimeni nu se implică, ei s-au izolat de biserică, pe când descoperi, dragii mei, ești divorțat și prea târziu. Și atunci, dacă ești parte dintr-o biserică și lucrurile sunt prinse la vreme, până nu s-au cronicizat, până când n-ai dat în metastază, spiritualicește vorbind, sau în familie, atunci biserica se poate implica. Dacă împietrirea a avut loc și el zice, nu mă interesează, da? Îl dai pe mâna Satanei. Îl dai pe mâna Satanei, despre asta am vorbit curvarul din Corint, îl dai pe mâna Satanei, ori pe mâna Satanei nu poți fi și pe mâna lui Hristos, deci nu poți fi și aici, acolo. Și atunci, practic, cazul 3 trece în cazul 2. Dar aici sunt marile discuții, până și în Biserica Baptistă sunt legate de doctrina mântuirii. Și al doilea lucru important este felul în care se întâmplă disciplinarea în biserică. Uitați-vă și la Biserica din Iris. Noi putem înmulți numărul de membri în catastiful, da? Dar întrebarea mea este, oare mai ales acum pandemia ne-a bulversat complet, nu mai știm unii de ceilalți. Dar dacă nu există relații în care să te poți observa, să te poți vedea, pe când te trezești prea târziu?
din pricina felului în care păcatul lucrează în viața unui om. Și atunci, astea sunt cele trei cazuri, toată cazuistica asta complicată, vin și așez undeva și încerc să vedem cum operez între aceste trei niveluri pe care le aveți în fața voastră. M-aș opri pentru întrebări înainte să intru mai adânc un pic în lucruri. Manu, n-ai de gând să divorțezi, așa-i? Nu. Nu, foarte bine. Nici să dupomenești lucrul ăsta. Aida va fi bucuroasă și copiii și mai mult. Dar cum te raportezi la ce vezi pe ecran? Care e problema cea mai mare? Dizolvarea relației, cum îi spuneți dumneavoastră. Prin convertire? Și. Că... Și de jos și de sus? Da. Mm-hmm. Acum, Scriptura spune foarte clar, Domnul Iisus, și voi veți vedea mai târziu, zice, afară de pricină de curvie. Și aici am putea intra în tot felul de discuții la ce se referă. Și aici sunt cele două școli mari, Hillel și Shammai, din vremea respectivă, cu părerile lor. Shammai era liberal, Hillel era conservator. Și Hillel zice, citând textul, pentru că fariseii vin cu o replică la Domnul Iisus. Zice, da, de ce a dat Moise voie ca bărbatul să dea o carte de despărțire? Și în Mișna aveți un capitol întreg cu discuții interminabile între rabini. Cum e cu cartea de despărțire? Cum poate fi scrisă? Unde? Adusă? De cine? Semnată? Ziua, noaptea, dată? Dacă o scrii pe o masă, trebuie să-i dai și masa. Dacă e bătută în cuie, trebuie să o dezlegi. Dacă n-ai hârtie. Și tot felul de discuții care sunt legate de cartea de despărțire. Și sigur că rabinii sau farisei au pus întrebarea Domnului Iisus Hristos. Dar de ce a îngăduit Moise? Și dacă un bărbat găsește ceva rușinos, se întâmplă să găsească ceva rușinos, ce aia? Hillel spunea, orice, ți-o ars laptele, ți-o îngrășat, nu-ți mai place culoarea ochilor, ai găsit alta mai frumoasă sau mai bogată, dă o carte de despărțire. Nu poți frustra de dreptul întâiului născut, trebuie să-i dai, sau dacă e sclavă, trebuie să o eliberezi. Dar în rest, dă o carte de despărțire. Ori Domnul Iisus spune, e ușor să găsești ceva rușinos în celălalt, dar te-ai uitat în oglindă? Dacă v-ați fi uitat în oglindă, bărbaților, ați fi fără mână, fără ochi. Ți-ai fi tăiat mâna dreaptă de mult și ți-ai fi scos ochiul. Și atunci, când ți-ai scos ochiul, nu-ți mai dă mâna să bagi de vină celuilalt. Pentru că și tu ești la fel de vinovat ca și ea sau ca și acolo bărbații dădeau cărțile de despărțire, nu femeile, în Israel. Dar asta este discuția de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și atunci există un motiv care dizolvă relația din pricină de curvie. Fie că vorbesc despre o relație premaritală sau de o relație extramaritală. Și aici sunt cei doi termeni, porneia, de la pornografie avem noi, și moicheia, care are prea curvia, este tradusă de cele mai multe ori, dar de obicei, vedeți, interschimbați termenii respectivi de-a lungul Scripturii. Și atunci, ce anume rezolvă relația? Țineți minte argumentul cultural? Dacă nu-și acopere capul să se tundă sau se radă, iar dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă sau rasă, atunci să-și acopere capul. Cu alte cuvinte, spune Dumnezeu, domnule, dacă ți-ai părăsit locul și rolul pe care ți l-ai asumat prin legământul căsătoriei și ești o curvă, arată-te. Bărbatul dezbrăcot, undea și dădea drumul în cetate. Arată-te celor din jur cine ești. Și atunci, în situația în care Hristos vorbește, zice, infidelitatea, într-un fel, rupe relația. Neapărat să fie așa, cum se rezolvă astfel de situații. Și aici apar problemele grele și complicate în relații. Între timp am primit o întrebare care a fost pusă pe internet. Dacă un partener pleacă, o parte din răspuns cred că l-ați și dat deja, dacă un partener pleacă din cuplu din motive diferite, divorțează și se recăsătorește, cel rămas ce face? Așteaptă decesul celui ce l-a părăsit ca să fie dezlegat de căsătorie? Sau divorț italian.
Nu sunteți prea tineri ca să știți despre ce vorbesc. Dar acolo, pentru că nu era postate divorț, trebuia să omor partenerul ca să te poți elibera. Nu, am glumit acum, închid paranteza. Dar întrebarea mea este, în timp ce se întâmplă toate lucrurile astea, ce a făcut biserica? Pentru că asta este una din cele mai mari probleme, dragii mei. Și în biserica noastră au fost situații complicate și grele, dar pentru că lucrurile au fost deschise în fața bisericii, biserica este cea care leagă și dezleagă și într-un fel își ține spatele. Și în felul ăsta partenerul nevinovat își poate continua viața, se poate recăstori și așa mai departe. Pentru că legea lui Dumnezeu dezleagă o astfel de relație, dar vom vorbi despre ea imediat. Sunt situații complicate care oamenii acum trântesc lucrurile de pământ din tot felul de motive. Tot felul de motive, pentru că trendul în societate este mai puternic decât cuvântul lui Dumnezeu. Spune Adi, ia-ți microfonul, vorbește direct în el. De dragul celor care ascultă și aici și pe internet, întrebarea este care sunt pozițiile majore pe această temă, pe problema divorțului, inclusiv dacă luăm cele trei cazuri. Eu cred că nu toată lumea le face distinție între ele, sunt poziții care le simplifică drastic. Dar care sunt pozițiile majore legate de divorț și recăsătorire în cadrul gândirii creștine, ca să zic așa? Pentru că asta ar ajuta să arate din nou, faliile astea interpretative sau care sunt locurile, intersecțiile la care unul ia la dreapta, altul ia la stânga. Deci dacă aș lua numai textul din Luca pe care l-am citit, dacă iau textul acela și îl izolez și îl rup de restul textelor, atunci oricine își lasă nevasta și ia pe altă nevastă prea curvește. Oricine nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Și atunci întrebarea pe care a ridicat-o, nevastă mea trăiește, eu mă căsătoresc, sunt un curvar, un prea curvar. O să trăiesc în curvie, dragii mei, în Vechiul Testament era omorât cu pietre. Și atunci, din punctul de vedere, dacă am izolat textul acesta, atunci aș putea crea un mod de gândire și un mod de aplica lucrul ăsta în comunitatea noastră, spune Adi. Ok, și după aia trebuie să adaug textele din Corinteni. Dacă el pleacă și nu mai vrea să trăiască cu ea acum, și mai departe. Acum, pentru asta, ar trebui să citesc textul mai departe. Pentru că dacă vin jos la acest aspect, că Pavel scrie Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, dar el știa că în Corint sunt unii oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, sunt unii care nu-L iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci, grâul nu era fără neghină. Și pădurea nu era fără uscături. Și în sensul acesta zice, nu uitați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Și aș putea aproape să spun, ați lăsat merele putrede între voi, până și curvalul din Corint și pe cei cu teologiile aiuria. Imaginați-vă unde ajunge biserica în timp, dacă nu curățați aluatul. El dospește toate plămădeala. Și atunci el începe, în capitolul 7, începe cu cei de jos, ca și cum ar vorbi credincioșilor din biserica din Corint. Versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Domnul a legat ce-i legat de el, omul să nu despartă, da? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și Pavel subliniază, nu eu, ci Domnul, nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemaritată. Sau să se împace cu bărbatul ei și dacă nici bărbatul să nu-și lasă nevasta. N-am studiat să vedem de ce în paranteză textul acesta, probabil că lipsește din majoritatea manuscrisele cele mai vechi, dar în esență Pavel ce spune, femeia să nu se despartă de bărbat, nici bărbatul să nu-și lasă nevasta. Jos, dacă mă întorc la imaginea noastră, aici ar trebui să fie credincioșie în relații, să învățăm să ne rezolvăm problemele și să ducem căsătoria mai departe spre slava lui Dumnezeu, cum i-am promis la altar. Ca Iosua și Gabaoniții, dragii mei, am jurat pe numele Domnului. Pentru că ai jurat pe numele Domnului, cu Domnul te răfuiești, nu cu nevastă ta sau cu bărbatul tău, ci cu Domnul te răfuiești și grozav lucrurile se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. Deci, asta este porunca Domnului pentru cei căsătoriți. Dar acum vin mai departe, versetul 12.
Celorlalți le zic, eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Deci, în primul rând să lămurim o problemă. Celorlalți le zic, eu, nu Domnul. Oare dacă vorbește el, nu Domnul, nivelul de autoritate al acestei vorbiri este mai mic? Nu, ce spune Pavel, după înțelegerea mea, Domnul n-a vorbit despre în timpul vieții lui pământești, n-a discutat problema asta, dar asta nu înseamnă că eu nu sunt insuflat de Dumnezeu și că cuvântul meu n-are valoare și autoritate și atunci nu pot fugi într-un fel să zic, da, asta nu e așa de important și pot să trec cu vederea sfatului. Dacă un bărbat are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască mai departe cu el, să nu se despartă de ea. Versetul 13. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul Acum, ei. Una din discuțiile pe care știu că le-am avut cu ani și ani în urmă, ce înseamnă voiește să trăiască mai departe cu ea? Ce înseamnă să vrei să trăiești cu celălalt? De pildă, dacă ești un curvar, nu? Și tu ești tot timpul la femei, dar vii acasă, zama să fie caldă, hainele să fie călcate, dacă ai chef să ai nevastă în pat, ce înseamnă să vrei să trăiești împreună cu ea? De pildă, dacă mă duc în Vechiul Testament, chiar dacă ți-ai luat o soție dintre sclavele sau prinsele de război și te-ai căsătorit cu ea și la un moment dat nu-ți mai place și vrei să îi dai o carte de spărțire, tu nu puteai să-i tai nimic din drepturile întâiului născut ale fiului ei. Trebuia să îi dai libertatea, să o respecti într-un fel și atunci a vrea să trăiești mai departe înseamnă să-ți împlinești datoria de soț, de tată, da? Sau de mamă cu partenerul de viață. Și atunci trebuie să existe niște minime, de pildă dacă o bat toată ziua și eu zic, dar eu nu vreau să mă despart de ea. Dar de ce să mă despart de ea? Că astăzi nici oamenii nu mai, ce să mai e o hârtie. Trăiesc fiecare cum vrea. Și dacă te desparți, complicături, atunci vreau să trăiesc mai departe, dar o bați toată ziua. E cum, ce înseamnă acest vrea să trăiască mai departe cu ea? Asta e marea întrebare, versetul 14. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Alminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Și 15? Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Interesant text. Observați, Dumnezeu nu îngăduie celui credincios sau îi cere celui credincios să continue să rămână în relație câtă vreme relația aceea se poate păstra. Dar de ce? Că de obicei, cel necredincios este cel care îți creează probleme. De ce să continui să rămână în relație? Și textul îmi spune, soțul necredincios este sfințit prin soție sau soția prin soț și copiii voștri sunt sfinți, altmitri ar fi necurați. Dar ce înseamnă a sfinți pe celălalt? Înseamnă a-l mântui? Nu, pentru că versetul 16 continuă. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Da. Și așa se termină paragraful nostru. Cu alte cuvinte, a sfinți înseamnă a pune deoparte pentru un tratament special. Gândiți-vă din nou la imaginea care am pornit. Unul cu Satan, necredincios, celălalt cu Hristos. Cel ce este noi este mai mare și mai tare decât cel ce este în lume. O femeie mititică de statură cu Hristos este mai puternică decât un vlăjgan cu Satan. Nu-i vorba de forța fizică, ci vorba, dragii mei, de efectele și implicațiile și impactul ei, dacă stă lângă Hristos, asupra soțului ei. N-am să uit niciodată, cred că v-am amintit povestea asta de zile trecute, când un bărbat, bețivul satului, are aproape un 1,80 înălțime, nu știu dacă mai trăiește bătrânul, cred că a murit, așa e. 30 de ani și-a bătut soția lui. 30 de ani. Ea fugea de acasă, draga mea, peste deal, la niște frați să stea. Și după 30 de ani, ascultarea ei l-a îngenunchiat pe el. Și în casa lor se adunau 100 de oameni. În casa bețivului ăstuia, el nu știa să predice. Dar lua casetele de la Iris și le punea și ascultau predicile. Numai bunul Dumnezeu știe câți oameni s-au întors în sat prin el. Dar observ, femeia asta, timp de 30 de ani, stând cu Hristos,
a turnat împărăția pe capul bărbatului ei. Și atunci e o diferență între a sfinți și a mântui. Mântuirea nimeni nu poate obliga, nici pe copiii mei nu îi pot obliga să îi mântuiesc. Stau neputincios înaintea lor, ei trebuie să ia decizia. Dar pot sfinți, îmi pot sfinți nevasta, îmi pot sfinți bărbatul, îmi pot sfinți copiii, turnând împărăția pe capul lor, trăind cu Hristos în cele mai mici lucruri, iubindu-L pe Hristos, da? Ascultându-L pe Hristos. În felul acesta îmi pun deoparte partenerul de viață și copiii pentru un tratament pe care niciun alt bărbat de pe stradă nu-l are. Niciun alt bărbat. Și din pricina asta, cred că soția credincioasă sau soțul credincios sunt chemați să rămână în relație ca preoți ai lui Hristos, ca mijlocitori între cer și pământ, între cer și pământ. Observați, din nou m-am întors înapoi la imagine, dacă cel necredincios vrea să despartă, să se despartă. În cazul acesta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Nu știu cum luați voi textul, dar când eu citesc textul acesta, asta este oare, da? Și dacă o femeie... Da, 14-le. 15-le, da. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Cum citiți voi textul? Eu îl citesc așa. În ochii lui Dumnezeu, pacea mai importantă decât căsătoria. Am greșit cu ceva? Când mă uit la textul acesta. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Cu alte cuvinte, dacă vrea să plece, nu-l lega de piciorul patului de drum. Hristos, i-a întrebat pe cei 12, nu vreți să plecați? Ne ține pe palme deschise. Nici noi nu putem forța pe cel de lângă noi. Dacă vrea să plece, poți să-i dai drumul să plece. Dar ce s-a întâmplat cu relația de căsătorie? Dacă vin înapoi la imaginea mea, imaginați-vă că capitolul 7, versetul 12 la 16 este aici. Un partener credincios și un partener necredincios. Și textul spune, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, lasă-L să plece. În cazul acesta, fratele sau sora nu sunt legați. Cine a dezlegat relația? Manu. Cine a dezlegat relația? Dacă iau în serios mișcarea de sus în jos, care nu poate fi alta decât prin moarte, dar eu nu pot deveni dintr-un soț sau soție a celui rău, o soție a lui Hristos, și aici vine versetul 4 pe care încă nu l-am citit, decât prin moarte. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea și atunci mie mi se atribuie o moarte de-a binelea, o moarte în trup. Nu-i doar așa o poveste, da? O moarte în trup. Eu am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și atunci când iau textul acesta în serios, nu există un alt mod de a veni dintr-o împărăție în alta. Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, dar cu ce preț? Pe ce bază? Care e baza legală? Pentru că problema nu Satan trebuie mulțumit, ci Dumnezeu trebuie mulțumit. Legea lui Dumnezeu trebuie să fie împăcată, că altfel eu sunt un curvar atâta vreme cât legea lui Dumnezeu mă acuză. Când legea lui Dumnezeu este satisfăcută, n-are nimic împotriva mea. Și atunci trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat în această situație. Acum, nu ne este foarte greu să acceptăm lucrul acesta, ne este mai moartea de aici, aici. Dar ne este greu să pricepem efectul morții asupra relației de familie. Și aici este întrebarea mea în versetul 15. Cum adică Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace? Versetul 15. Cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Întrebarea mea legată de ce ați menționat mai devreme. Relația este dizolvată în momentul convertirii sau în momentul în care partenerul necredincios întoarce spatele relației? Dar
Noi am avut câteva texte înaintea noastră și am încercat să subliniez un lucru. O femeie măritată este legată de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, da? Dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei, da? Dezlegată. Ce dezleagă o relație? Moartea. Moartea cui? Moartea unuia dintre parteneri dezleagă relația. Adevărat până aici? Da. Nu, acum, în cazul acesta, cine moare? Păi moare cel care, crezând în Domnul Iisus Hristos, acceptă că e acolo pe cruce răstignit împreună cu El, îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El. Ca să devin un creștin, mie Dumnezeu, legea lui Dumnezeu trebuie să-mi atribuie o moarte de-a binelea, o moarte în trup. Pentru că o mână în trup a întins mâna așa, luat din fructul oprit, în trupul meu am săvârșit păcatul împotriva lui Dumnezeu și atunci mă gândesc, gândiți-vă și voi împreună cu mine, cum să iau lucrul acesta și care este efectul acestei morți asupra relației. Și textul, versetul 15 spune, dacă cel necredincios vrea să despartă, se despartă. În cazul acesta, fratele sau sora, nu sunt legați. Ce înseamnă a fi legat, a nu fi legat? Este o întrebare. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și această ultimă afirmație a lui Pavel, mi se pare, cum adică pacea e mai importantă ca relația de căsătorie? Ce s-a întâmplat cu legătura asta? Când, cum, ce a rupt-o de ea sau ce a dizolvat-o de ea? Și atunci, de aici vin întrebările mele pe care trebuie să fac ceva cu ele. Da. Poveste? Te rog, dacă iei un microfon. Mulțumesc. Despre ce ziceam, Anu, mă tot frământ de câteva zeci de minute. Pentru că n-am înțeles în jurul meu câteva divorțuri și recăsătoriri. Acum, văzând aceste diagrame, am realizat și vă rog să mă ajutați să mă verific dacă zic bine. Deci, sunt două persoane care sunt sub stăpânirea satanei. Una dintre ele se întoarce la Dumnezeu. Ce n-am făcut? Înseamnă că aceea care se întoarce la Dumnezeu a murit. Și dacă a murit, bine, a murit față de ce era și acum e o altă persoană. Prin ce, nu știu, încep să-mi pun întrebarea, mai ești căsătoriți dacă nu mai e aceeași persoană? Și de ce? Acum, îmi dau seama că într-un fel e stupid, dar dacă o muriți, înseamnă că s-a dizolvat legământul pe care l-a făcut înaintea lui Dumnezeu, pentru că legea a tăiat acea legătură. Dar și nu știu ce să fac cu textul, numai puțin. Hai să recitim versetele 14 și 15, Manu. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă. Deci dacă mă duc în 13, în 13. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Deci, ce îmi spune textul? Dacă o femeie credincioasă are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască, că sunt cupluri în care unul se întoarce la Domnul și celălalt, uite acolo mai are cineva. Tu ești așa, da? Deci tu ești așa. Ce-ți spune Dumnezeu ție este, tu ai un rol absolut special, unic în familia ta, ca prin relația ta cu Hristos să torni pe capul bărbatului tău și pe copiii tăi, să torni împărăția lui Dumnezeu. Să lași, să-i scalzi în această împărăție a lui Dumnezeu. Nu contează cum vorbești, contează cum gândești, contează. Și aici textul din Petru este foarte important, îl vom citi imediat, da? Să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea traiul vostru curat și în temere. Vorbește despre podoabă și despre faptul că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. El folosește această evlavie, acest caracter cristic pus în lumină, pus în sfeșnic pentru mântuirea celor din casa ta. Spune Adi.
Una dintre analogiile care mie mi s-a părut utilă când... Ai microfonul, vorbește de el. Când am, când am citit-o pe tema respectivă, adică a sfințirii, în cazul acesta, din versetul 13, sunt analogiile cu persoanele care ies împreună cu evreii din Egipt. Cu alte cuvinte, ei spun, de bună voie, nesiliți de nimeni, noi vrem să venim cu voi. Moise îi spune același lucru rudelor lui din Madian, vino cu noi și Dumnezeu îți va face bine din toate bine. Cheneziții fac același lucru, gabaoniții fac același lucru, Rut face același lucru. Și de-a lungul istoriei o serie întreagă de oameni care, care fac lucrul ăsta. Un alt, o altă analogie bună... Care intră sub umbrela sfințirii poporului Dumnezeu, da. Acum, a intrat sub umbrela aceasta, așa cum ai bine ai menționat tu, nu înseamnă neapărat, cum nici evreii de fapt, care și ei au intrat sub aceeași umbrelă, n-au ascultat, dar avem egipteanul care într-o zi de sabat se apucă și să îl blesteme pe Dumnezeu. Și cazul este adus înaintea lui Moise. Este o persoană care a zis, eu vreau să ies cu Dumnezeu vostru din Egipt, a fost sfințit prin faptul că a trecut prin apă, pe sub nor, a văzut toate lucrurile astea, a primit revelația și cu toate astea, el îl blesteme pe Dumnezeu. Iar un alt exemplu bun, care și ăla mi se pare interesant, este conceptul adus în perioada lui Iisus de temători de Dumnezeu, casa lui Corneliu, de exemplu. Sunt persoane care intră sub umbrela lui Dumnezeu, dar nu fac pasul final de a face parte din poporul lui Dumnezeu, ceea ce însemna tăierea împrejur, botezul la final, tăierea împrejur, jurămintele de, de credință și intrarea în viața lui Israel. Ei, în toate cazurile astea, cumva Dumnezeu nu neagă dreptul străinului, dreptul călătorului din Israel. În Vechiul Testament și nici în perioada romană, ideea de temători a lui Dumnezeu. Și atunci, în sensul ăsta, ca și cazuri analogice, mi se par foarte bune ca să înțelegi de motivul pentru care chiar dacă, de facto, sau nu, de iure, relația poate fi separată, dar dacă el se învoiește, termenul din greacă este suniedocheo, da, da. Adică de, din preună consideră de, de bună această decizie. Da? De exemplu, de a rămâne împreună. De a rămâne împreună. Saul își pune suniedocheo, își pune de comun acord împreună cu ei hainele ăsta, acceptă să-i se pună hainele la picioarele lui atunci când o omoară pe, pe Ștefan. Ștefan. Asta este un caz de a-și pune împreună voința și spune, domnule, noi suntem de acord să facem ceva împreună, asociere. Ei, termenul înseamnă nu doar că îmi convine să trăiesc cu tine, ci este o chestie care vine împreună, este acel sun care vine, particula din greacă, spune că este decizia amândurora. Este un, un element important de menționat. Îmi asum partea mea de amândoi responsabilitate. Da. Exact, amândoi își asumă. Și atunci partenerul necredincios, când își asumă acest lucru, el spune, ok, eu înțeleg că tu ai intrat sub umbrela unui alt Dumnezeu. Unui Dumnezeu diferit, de exemplu. Pe vremea primilor creștini, cu siguranță lucrul ăsta era adevărat. Ei, și înțeleg consecințele, cel puțin în parte, acestui lucru. Consecințele erau grave, de multe ori, și enorme. Și eu aleg să, să stau împreună cu tine mai departe. Și lucrul ăsta este important de menționat al doilea, cel de legat. În greacă este termenul, nu este robit. Este direct, ăsta este termenul, de duloi, care vine de la dulos, rob. Cu alte cuvinte, nici măcar nu este legat, nu este robit. Nu este obligat să fie rob în continuare, în această, în această relație. Când pui termenii acolo, versetul începe să devină un pic mai clar. Și ultima observație, în primul secol, lucrul ăsta devenea mult mai clar pentru că în momentul în care tu te declarai creștin, să zicem pe vremea lui Traian, în 111, dacă te declarai creștin, erai prins, torturat și așa mai departe. Și cu siguranță cei care trăiau într-o familie cu un creștin știau care era riscul și știau ce înseamnă acel lucru. Dacă nu vrei să trăiești cu acel creștin sau acea creștină, mai bine te despărțai, riscurile erau mult prea mari. Când acceptai de bună voie să rămâi în acea relație, tu spuneai, ok, eu înțeleg, poate nu pot să accept până la capăt, dar înțeleg despre ce este vorba și accept să merg în continuare împreună cu tine. Asta nu era puțin lucru, era un pas în direcția asta de temător de Dumnezeu. Potențial. Și aici cred că este sensul textului nostru, este sfințit prin. Și atunci, dintr-o dată, în mintea mea, ca și partener credincios într-o astfel de relație, îmi asum această înjugare împreună cu Hristos de dragul Tatălui copiilor mei, da? Și îți dai seama că, în ultimă instanță, noi suntem preoți
în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. Ăsta este rolul nostru. Suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, da? Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să vestim lucrările minunate ale celui ce ne-a chemat de la întuneric la lumina sa minunată. Dacă asta e menirea mea, n-o fac cu mai mare plăcere pentru tatăl copiilor mei, pentru cei din jurul meu, decât pentru străinii de afară. A fi creștin înseamnă cei ce voi stăiască în neprihănire vor fi prigoniți, spune Scriptura. Noi suntem străini și călători în lumea asta. Și atunci este important să înțeleg rolul pe care îl joc. De ce Dumnezeu îmi spune ca și credincios să rămân în relație? Spune... Mi-a mai adus aminte de o chestie. Ruth și Naomi. În momentul în care moare bărbatul lui Ruth și bărbatul celelalte da. Fiice ale lui Naomi, sau mă rog, fiii lui Naomi mor. Da, fiii lui Naomi mor amândoi. Cele două nu rog. Relația dintre ei nu mai există. Ea le spune, mergeți, recăsătoriți-vă, găsiți-vă o altă casă. Și motivul pentru care Naomi este obligată să rămână în relație cu Ruth este pentru că Ruth spune că relația ei transcende, relația ei ajunge sub umbrela celui prea înalt. În acel moment... Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Dar în acel moment ar fi fost o ticăloșie pentru Naomi să spună, știi ce, nu mă interesează, du-te înapoi la casa ta. Da? Ei, asta este probabil o altă analogie pentru care, atâta vreme cât este acel sunedocheo, adică o decizie împreună care este potrivită de către ambii, că merită să stea împreună, Naomi și Ruth, de exemplu, în cazul dat, este o decizie care trebuie respectată. Nu doar respectată, ci folosită. Da? Folosită. Și aici cred că vine, este sfințit, copiii voștri sunt sfinți, altfel ar fi necurați. Și versetul 16 este important pentru că dă limitele acestui proces de sfințire. Eu nu-l pot obliga pe celălalt și nu-l pot mântui eu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să-l mântuiască. Dar întrebarea mea este ce fel de viață trăiesc alături de el. Și aici este, cred eu, importantă toată discuția din săptămânile trecute. Cunoașteți locul și rolul în familie. Practic, eu de la Dumnezeu mi-învăț rolul, de la El îmi primesc rolul. De aceea și căsătoria, cel puțin biserica noastră, se leagă la altar și fiecare vorbește cu Dumnezeu. Dumnezeu modelează supunerea pentru soție și iubirea pentru bărbat. Nu avem pretenții unul de la celălalt, deși le emitem de multe ori. Dar acum, dacă mă întorc la întrebarea ta, ți s-a mai lămurit ceva din întrebare? Cred că Simona. Cred că trebuie să aștept până la sfârșit. Să vedem dacă nu aduce o lumină mai mare. Deci ce am zis eu era dacă din cauza faptului că cel care se întoarce la Dumnezeu practic a murit față de el și nu mai este cine a fost. A murit față de legea lui Dumnezeu. Pentru că legea este procurorul lui Dumnezeu și atunci legea este cea care mă acuză, apără dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea. Acum dacă toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Moartea pune capăt acuzărilor legii. Eu nu mai sunt sub lege, pentru că legea a fost satisfăcută și a împlinit menirea, a dat verdictul, sentința a fost executată. Și atunci, marea întrebare este cum gândesc convertirea în situația asta? Dacă realmente numai printr-o moarte de-a binelea pot să trec dintr-o împărăție în alta, ce se întâmplă în cazul acesta cu relația dintre mine și soția mea sau soțul meu? Și citând versetul 15, ce în cazul acesta, fratele sau sora, nu sunt legați, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și mie așa îmi sună formularea, pacea pare mai importantă decât familia sau relația. Întrebarea este de ce? Nu cumva din pricina a ceea ce s-a întâmplat prin moartea mea împreună cu Hristos. Dar acum dacă reiau elementul acesta, dacă cel necredincios vrea să despartă, se despartă. În cazul acesta, fratele sau sora nu sunt legați, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Am mărit un pic imaginea. Deci, ce se întâmplă la convertire? Am primul caz, sunt doi necreștini. Amândoi legați de împărăția întunericului, pentru că toată lumea zace în cer rău. În momentul în care unul se întoarce la Domnul, și aici e întrebarea ta, Simona, prin moartea Domnului Iisus Hristos,
Uitați-vă la versetul 4, primele trei versete din Romani vorbesc despre căsătoria dintr-un bărbat și o femeie. Dar pe urmă ea este aruncată într-un fel în căsătoria mai mare și căsătoria mai mare informează căsătoria mai mică sau paranteza mai mică tot astfel. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea. Cum ați murit în ce privește legea? Prin trupul lui Hristos. Nu printr-o vorba lui Hristos, da? Ci prin răstignirea lui Hristos, prin moartea lui Hristos. Trupul lui a fost frânt. Noi atunci când întindem mâna și luăm pâinea și vinul, dragii mei, noi comemorăm frângerea trupului său și vărsarea sângelui său, moarte de-a binelea, sulița a fost înfiptă în coastele lui, dovedit mort și pus într-un mormânt, îngropați împreună cu el. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea și textul continuă? Ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Acum imaginați-vă, eu din pricina păcatelor sunt legat de cineva, nu de Hristos. Întrebarea este de cine? Roman, capitolul 6, versetul 16 spune, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dacă iau Corinteni 15:56, spune boldul morții este păcatul, și aici pot să spun păcatul cu personificarea lui cu tot, cu satana, și puterea păcatului este legea. În momentul în care, prin neascultarea, mi-a întorc spatele lui Dumnezeu, legea consfințește relația mea cu cel rău. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în Eden. Câte vreme Dumnezeu n-a dat porunca, șarpele era în grădină, omul și femeia erau acolo. Da? Dar la un moment dat, nu, bărbatul era acolo, dar la un moment dat Dumnezeu dă porunca, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pom cunoștinței răului și binelui să nu mănânci. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Există o lege cu un verdict, cu o pedeapsă. În momentul în care Dumnezeu a dat legea, păcatul a înviat, omul a murit. De ce? Pentru că acum avea un mijloc de ispitire. A venit la Eva și a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? A, nu veți muri. Uitați-vă la mine. Nici eu n-am murit. Da? Și eu am făcut același lucru. Și în momentul în care femeia a întins mâna și a dat și soțului ei, șarpele a venit cu legea lui Dumnezeu și a pus-o înaintea lui Dumnezeu și a zis, Maestate, îmi cer iertare, dar nu cumva asta este legea ta, nu cumva asta este fapta lor. Dumnezeu a zis, sunt ai tăi, da, sunt ai tăi. Asta este moartea spirituală care a fost indusă de neascultare. Și în momentul acela, legea lui Dumnezeu consfințește relația mea cu împărăția Întunericului. Consfințește această relație. Dar acum, cum ar fi să vină Hristos și să mă smulgă din brațele lui Satan ca să mă căsătoresc cu el? Fără ca legea lui Dumnezeu să fi dizolvată acea relație. Păi, eu aș trăi în curvie și el ar trăi în curvie. Și atunci textul din Luca îl aplic aici, dragii mei. Nici Hristos nu poate folosi forța și autoritatea lui, deși toată puterea a fost dată în cer și pe pământ, să te smulgă din brațele Satanei. Nu se poate așa ceva. Ca să fiu al altuia, eu trebuie să trec prin moarte. Nu există altă soluție. Nimic nu dezleagă relația asta. Și atunci, asta este taina crucii lui Hristos. Asta este taina lucrării lui. Moartea lui Hristos mi-a fost mie împrumutată. Dar ce mi-a fost împrumutat? O moarte de-a binelea, o moarte în trup. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea. Pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos acolo pe cruce. Dragii mei, legea lui Dumnezeu a tăcut, nu mă mai acuză. Pentru că legea lui Dumnezeu a fost împlinită și a împlinit menirea. Procurorul a închis gura. Pentru că se uită la păcatele mele care sunt pe Hristos și în felul acesta plata păcatelor a fost plătită. Ce incredibilă taină, da, ce incredibilă taină. Acum noi sărbătorim Crăciunul și ne aducem aminte de betele, braț și prunci și cozonaci și așa mai departe, dar nu cred că poți pricepe Crăciunul decât prin prisma crucii. Am văzut acum o familie de negri, sărbătoarea de Crăciun, au pus de ani de zile, pun o cruce imensă în dreptul casei lor și o împodobesc. Și anul ăsta au început să se plângă împotriva lor, că în America toate-s date peste cap. Și el a trebuit să dea un verset biblic la consiliul din
comuna respectivă, ca să zică că în baza versetului biblic el poate sărbători Crăciunul cu crucea lui Hristos. Și poftim? În loc de bradă. În loc de bradă, da. Dar dacă nu privești Crăciunul prin prisma întrupat ca să moară, prin prisma crucii, n-ai priceput nimic din el decât colinzi și cântecele și betele și practic pe acolo trebuie privită Crăciunul. Hristos a venit pentru că copiii au fost părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși s-a făcut părtași la ele ca să poată da bătălia în locul nostru și în numele nostru. Și în felul acesta moartea lui ni se oferă nouă și așa devin creștin, doar murind și înviind împreună cu Hristos. Și aici este textul din Roman, capitolul 7, versetul 4. Prin trupul lui Hristos ați murit în ce privește legea. Dacă pun povestea asta în relația dintre cei doi, observați când careva dintre cei doi acceptă oferta lui Dumnezeu în Hristos și crucea lui Hristos, moartea lui Hristos este împrumutată lui, în momentul acela el a murit. Moartea desface relația. Acum, deși relația este desfăcută într-un fel, din punctul de vedere al legii lui Dumnezeu, îi spune, rămâi în continuare în relație, dacă există această învoire, merg oare doi oameni împreună fără să fim voit? Această învoire împreună, stau acolo, dar de acum am căpătat o nouă funcție, un nou rol. Acum sunt înjugat alături de Hristos, ca împărăția lui Dumnezeu să domnească în casa mea. Acum nu mai este tot una. Cum vorbesc, ce gândesc, cum mă raportez la cel de lângă mine. În niciun caz, dragii mei, cu toate acestea, în biserică la noi sunt situații în care el e credincios, ea nu. Și invers decât ne spui tu. Și au trecut ani și ani și ani și ani și ani. N-a putut să o mântuiască. Sau nu-l poate mântui, pentru că ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Dar eu, în relația mea cu Hristos, mi-am împlinit menirea de preot. Da? Mi-am împlinit menirea de preot. Cel credincios este chemat de Dumnezeu să rămână în relație de dragul lui Hristos ca preot în familia lui și în felul acesta va turna împărăția peste capul celui necredincios, va sfinți pe cel necredincios. Spune Adi. Dacă îmi dai voie, hai să sumarizăm. Deci, noi am aflat că Hristos spune nu divorțului. Vorbește despre un caz, o excepție pentru divorț. Clauza excepțională este prea curvia. După care, dacă rămâi acolo ca și principiu interpretativ, una dintre problemele tale este textul din Corinteni, în care trebuie să spună la două întrebări. Fie Pavel aberează, fie dă din capul lui tot felul de chestii care îl contrazic pe Hristos, fie dacă îmi spune lucrurile pe care le spune, are în spate o bază teologică. Și începând de la acea bază teologică, încep să spui, ok, care este baza teologică în care el spune textul din, prin dragule, textul din 1 Corinteni 7. Da? Care este baza teologică pe care susține lucrurile astea? Și afli două lucruri. Unul că, sigur, nu poți să iei textul din Luca sau din Marcu, sau din Matei separat, trebuie să aduci o discuție mai complexă, așa cum ai făcut-o tu, și asta te obligă să încerci să iei întreg arcul narrativ a Scripturilor legate de sensul căsătoriei, divorțului și toată discuția pe care am avut-o. Până aici am rezumat corect? Da. Și acum... Trebuie să spui ceva. Da. Întregul text din Corinteni, capitolul 7, de la 12 la 16, are de-a face cu imaginea care aveți înaintea voastră. Ce se întâmplă? Că dacă mă duc la cazuistică, o așez pe cele trei paliere, doi necreștini, un creștin și un necreștin și doi creștini, creștinilor le spune să nu se despartă. Dacă e despărțită, să se împace cu bărbatul ei sau să rămână nemaritate. Ce se întâmplă? Și de ce vorbește femeilor în Corint? Pentru că ele creau problemele, au descoperit noua spiritualitate. Și, dragii mei, și în zilele noastre, femeile devin atât de spirituale încât stau nopțile la ceasuri de rugăciune pe nu știu unde, neglijează bărbații și împing în mâinile diavolului, capitolul 7. David a vorbit despre astea în capitolul 7. Și atunci, în situația asta, eu cred că datoria de soț trebuie să-ți o împlinești și datoria de soție față de celălalt. Și nu suntem străini de șiretricurile celui rău. Că dacă nu o faci tu ca nevastă, o face secretara.
Și uitați-vă la lumea în care trăim. Și atunci, cum anume veghez asupra celui de lângă mine? Dar cheia în ceea ce urmează în cazul 2, un creștin și un necreștin, este crucea lui Hristos. Cum definesc convertirea? Și problema mai complicată este când vin de jos în sus. Am doi creștini. Cum se descreștinează unul dintre ei? Care-i rolul bisericii în toată povestea, în toată povestea asta? Deci, cam aici suntem. Doar că lucrurile nu se termină aici, pentru că nici fariseii nu-și încheie povestea aici, ci aruncă momeala mai departe. Ei s-au sculat să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Da? Deci, ține minte, ești credincios într-o relație, ești în jug alături de Hristos și tu devii un canal pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru etica împărăției să inunde familia ta, să inunde viața copiilor tăi. Și ăsta este un lucru extraordinar, este o bătălie serioasă, dar ești de partea biruitorului, ești de partea celui care a biruit moartea. Dar acum, uitați-vă la relația dintre Hristos și, să zicem, o soție credincioasă care trebuie să lupte în situația, a ridicat mâna și poate că ție se potrivește, dar sunt multe astfel de situații. Hai să citim textul. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmă. Observați, ce înseamnă a fi preot? Preoția vine cu suferințele ei, de-aia Pavel îi spune lui Timotei, cei ce voi trăiască neprihănire vor fi prigoniți, da? Și nu-i ușor să stea două împărății sub același acoperiș. Nu-i ușor, Hristos nu are nimic cu Belial, dar Hristos te are pe tine ca și credincios. Și atunci El a suferit. De ce? El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era bajocorit, nu răspundea cu bajocul și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. A câștigat Hristos. Dar cum a câștigat? Observați, suferind, lăsându-se batjocorit. Și atunci întrebarea este, când îmi asum rolul acesta, trebuie să fiu foarte legat de Hristos, că de acolo să vină mângâierea, încurajarea, puterea, da? Nimeni nu mi-o poate da. Dar mai am și pe frații în jurul meu și dacă am cu cine mă ruga, nu pot vântura toate lucrurile din familia mea în piață, dar pot să am câțiva oameni cu care să mă rog și să postim dacă se învoiesc împreună. Clar că voia lui Dumnezeu este mântuirea celor din casa noastră. Și atunci în asta ne putem învoi împreună și avem promisiunea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă cum continuă textul. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Observați, supunerea nu-i abandon, supunerea este intrare în luptă, dar atenție cu ce arme, da? Atenție cu ce arme, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Felul vostru de trai curat și în temere. Și atunci, în felul ăsta, torn împărăția pe capul celui de lângă mine, trăind cu Dumnezeu, ascultând de Dumnezeu, lăsând etica împărăției să se manifeste în relațiile mele. Dacă iau câteva cazuri, cazul întâi. Legea lui Dumnezeu aprobă divorțuri doar în cazul în care cel necredincios o cere. Este clar în cazul întâi, zic, divorț și recăsătorire. Doar când cel necredincios o cere, atunci legea lui Dumnezeu, atunci nu mai e ce face, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace, deschideți palma, lasă-l să plece. N-are rost să ții cu dinții de o relație, pentru că ai stat acolo în ciuda faptului că moartea a dizolvat relația, în nădejdea că îl vei câștiga, turând împărăția pe capul lui. Și? În cazul acesta, fratele sau sora nu sunt legați de lege și se pot recăsători. Legea lui Dumnezeu nu mă mai acuză și atunci, fiind moartea dezlegând relația, eu mă pot recăsători, după părerea mea. Alții încearcă să explice altfel acest legat, dezlegat și îl țin pe celălalt spânzurat între cel și pământ. Observați, acum vin la cazul mai complicat. Am doi creștini.
De ce spuneam că problema e complicată din pricina doctrinei mântuirii? Dacă eu înțeleg doctrina mântuirii, ca mulți din țara asta, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, să presupunem că ești aici jos, de aici numai că n-ai cum să evadezi. Dumnezeu te va lua, te va freca, va face ceva, știi, cu tine și te va mântui până la urmă, pentru că El nu irosește sângele lui scump pentru cei care oricum îl vor călca în picioare. Și atunci, dacă l-ai primit pe El, ești a Lui, ai pus pecetea pe tine. Dar dacă citești Biblia cu ochii deschiși, vezi că nu e adevărată povestea asta, cel puțin când vei și începi să înțelegi păcatul cu voia. Acum, ce se întâmplă când unul din parteneri, l-am pus pe el de data aceasta, de pildă, a căzut în păcatul curviei și nu vrea să se pocăiască de el? Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Dacă familia respectivă izolată de biserică, stau în sosul lor și se frământă și nu știu ce să facă. Ea poate trânti toate lucrurile de pământ, dar stă cu conștiința încărcată pentru că a citit câteva texte. Nu? Și zice, cum a fost întrebarea pe care am primit-o: domnule, ce se întâmplă cu mine? El a plecat, dar eu mă mai pot căsători? Are 24 de ani, ce faci mai încolo cu toată povestea asta? Ei, în cazul ăsta, cred că dacă sunt doi creștini, ei trebuie să facă parte din biserică. Eu spun, familia este celula de bază a bisericii. Când doi tineri credincioși se căsătoresc, ei formează nucleul, familia, celula de bază a bisericii. Și ei nu mai sunt doi, ci unul și mai au nevoie de încă unul, de o altă familie. Și în felul acesta se creează grupurile și relațiile în biserică. Când biserica se implică, îl dă pe mâna satanei. De ce dai pe mâna satanei pe un om? Din pricina refuzului lui de a se pocăi. Aici se aplică Matei 18, dacă mai țineți minte textele care le-am pus pe margine. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, care-i problema? De cele mai multe ori, noi nu aplicăm Matei 18 în familie. Eu nu pot să intru în familia nimănui. Eu nu pot să merg să judec pe cineva pe ce am auzit. Și atunci cel implicat în problema respectivă are datoria să pornească procesul din Matei 18. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Confruntarea fără răzbunare, iertare fără confruntare, răzbunare. Eu trebuie să-l confrunt cu păcatul lui. Am Biblia de partea mea. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dar dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei înși. Dacă nu vrea să asculte de el, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Dar acum, ce se întâmplă când eu mă mișc de aici și sunt dat pe mâna satanei? Da, textul spune, pentru nimicirea cărnii, în vederea mântuirii Duhului lui, sufletului lui. Și dacă mă duc în 2 Corinteni, omul respectiv s-a pocăit, s-a întors și în felul acesta el este reprimit înapoi. Reprimit înapoi. Dar, dragii mei, nimeni nu poate fi primit înapoi fără să se pocăiască. Dumnezeu nu te primește murdar cu păcatele tale, ci te primește căindu-te și pocăindu-te de... Și asta este relația lui cu Israel. Vom citi imediat textele. Dar aici problemele sunt mai complicate din pricina doctrinei mântuirii și din pricina bisericilor pe care le-am creat, în care nu ne mai cunoaștem, nu ne mai pasă unii de alții, nu există relațiile acelea în care să știu ce-i cu tine. Aici eu vorbesc frumos, dar care din voi știți cât de mult o bat pe nevastă mea în fiecare săptămână? Da? Niciunul nu știți, sau o bat cu gura, sau vorbesc de... Și atunci, necunoscându-ne unii pe alții, ne putem ajuta la vreme. Și păcatul, după ce te-a înșelat, te înfășoară și te împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeul cel viu. Am citat Scriptura. Dar și în cazul acesta, dacă cel necredincios vrea să se despartă, e liber să plece. Și atunci fratele sau sora nu sunt legați. Când Domnul Iisus este interpelat de farisei, el spune afară de pricină de curvie. Dar acum am văzut încă un motiv. Încă un motiv pe care ce dezleagă relația. Curvia dezleagă relația prin infidelitate, prin faptul că ai călcat în picioare legământul tău. Și lucrul acesta s-a întâmplat și între Dumnezeu și poporul său, dragii mei. Poporul a călcat legământul și Dumnezeu zice, nici mie nu mi-a păsat de ei. Și în felul acesta el scrie cartea de despărțire. Revin la textul de la care am plecat. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină?
Drept răspuns, el a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup, deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Întrebarea despre divorț, răspunsul despre creație. Căsătoria ține de despre căsătorie. Căsătoria ține de spațiul creației, divorțul de spațiul căderii. Dar am văzut că Dumnezeu nu întoarce spatele problemei. Versetul 7. Pentru ce dar, i-au zis, i-a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și să o lase? Pentru ce dar? Și ei fac referire la textul din Deuteronom. Ascultați cuvântul Domnului Iisus. Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Din pricina împietririi inimii voastre, versetul 9. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Cum adică din pricina împietririi inimii voastre? Uitați-vă la textul din Deuteronom. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Acum, se contrazice Dumnezeu pe sine însuși? Contrazice Moise pe Iisus? Observați ce spune, ea se iasă de la el, se poate mărita după altul. Deci cartea de despărțire a dezlegat relația respectivă, deși nu e o problemă de moarte, a dezlegat relația respectivă. Dar acum, zice, din pricina împietririi inimii voastre, ăsta de aici, țâfnosul, zice, a găsit ceva rușinos în nevastă sa și de o carte de despărțire. Ea iese de la el și vine un altul și se căsătorește cu ea. Care e diferența dintre cei doi bărbați? Este o diferență, nu? Unul are inima împietrită, celălalt nu. Acum textul continuă, versetul 3. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce o dă în mână îi dă drumul din casa lui, sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul din tâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea. Observați, singurul lucru care le interzice Dumnezeu în textul acesta este dacă eu îmi bat joc de nevastă mea, am găsit ceva rușinos în ea. Hillel spunea, s-a îngrășat un pic prea mult și nu-mi mai place de ea, sau mi-a ars laptele, sau a strigat la mine în piață, nu i-a plăcut boul că l-am cumpărat. Sunt în Mișna o mulțime de cazuistică, este incredibilă. Dacă n-ai somn, poți citi să vezi ce discutau rabinii împreună. Dar îmi pare rău că i-am dat cartea de despărțire. Între timp a ajuns nevasta altuia. Acum ea e liberă, că i-a murit bărbatul, eu nu mai pot primi înapoi. Și interesant, Dumnezeu n-a dat prin Moise o lege așa. El însuși se leagă cu legea aceasta în relația lui cu poporul său. El însuși se leagă cu legea aceasta. Căci lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Cu alte cuvinte, nu-ți bate joc de nevastă ta. Rău cu rău, dar mai rău fără rău. Și atunci îți pare rău că ai dat cartea de despărțire și ți-ai luat alta și ești și mai fript acum și ai luat-o înapoi, dar zice Scriptura, nu se poate, nu se poate. Da. Ceva rușinos. Așa, aici sunt cele două școli de gândire. Hillel spunea orice pricină și pe el îl citează farisei care se scoală să ispitească pe Iisus. Și mai spunea doar infidelitatea este motivul și Domnul Iisus merge pe teologia lui Shamai într-un fel, pe felul în care gândea cel conservator. Ultimul lucru. Ce trebuie să facem când ai motive serioase de divorț? Ce-i de făcut când ai motive serioase de divorț? Din nou, am imaginea
cu căsătoria pământească și cerească și când m-am încurcat în căsătoria pământească, trebuie să întreb căsătoria mai mare, să vedem cum se raportează Dumnezeu la astfel de, la astfel de situații. Spornim de la relația dintre Dumnezeu și, și Iuda. Și aș pleca din Ieremia, capitolul 2, și m-aș duce până în capitolul 3, să vedeți cât de clare motive de divorț are Dumnezeu și până la urmă El intentează divorțul. Intentează divorțul. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ți usca gâtlejul de sete, dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraților, căpetenilor, preoților și prorocilor. Ei zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei, tu mi-ai dat viață. Căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine, dar când sunt în nenorocire zic, scoală-te și scapă-ne. Unde sunt Dumnezeii tăi pe care ți-ai făcut? Să se scoală ei dacă poți să te scape în vremea nenorocirii. Căci câte cetăți ai, atâția Dumnezei ai, Iuda. Observați, limbajul acesta al curviei, al infidelității, se aplică la relația cu Dumnezei străini ai lui Iuda, versetul 29. Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. Pricina de curvie este clar dovedită, deci există toate motivele de divorț. Oare va intenta el divorțul? O întrebare. Numai Scriptura ne poate răspunde, capitolul 3 din Ieremia. El zice... Ca să vedeți că legea pe care Moise a dat-o nu este mai puțin autoritativă decât celelalte porunci ale lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși se leagă prin această lege în relația lui cu poporul său. El zice... Când se desparte un bărbat de nevastă sa pe care o părăsește și ea ajunge nevastă altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceasta spurcată? Și tu ai curvit cu mulți bovnici și să te întorci iarăși la mine? Zice Domnul. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește. Unde n-ai curvit? Te țineai la drumuri ca arabul în pustie și ai spurcat țara prin curvirile tale și cu răutatea ta. Măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși, tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Acum, nu-i așa? Strigi la mine, tată, tu ai fost prietenul tinereții mele. Își va ține el mânia pe vecie? O va păstra el pentru totdeauna? Iată, așa ai vorbit și totuși, ai făcut lucruri nelegiuite, cât ai putut. Domnul mi-a zis, pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la acestea. Acum, uitați-vă la inima lui Dumnezeu, la inima bărbatului înșelat. Da. După ce a făcut toate aceste lucruri, eu ziceam, se va întoarce la mine. Oare... Cât așteaptă Dumnezeu, într-un fel, pocăința? Ce important de înțeles este că îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și El n-are nevoie de răbdare cu nimic din creația Lui, El zice se face, are nevoie de îndelungă răbdare cu omul pentru că ne-a dat libertatea alegerii. Libertatea alegerii, El s-a autolimitat Dumnezeu. Și atunci, când mă uit la inima Lui, zice, cum să te dau, Efraime, cum să... îți facă admei ca țeboimului, se frânge inima în mine, se zbate inima în mine, scrie Osea, capitolul 11, versetul 8. Eu credeam că se va întoarce la mine, dar
Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel, din pricina tuturor curvirilor, preacurvirilor ei, și am dat cartea de despărțire, totuși sora sa vicleana Iuda nu s-a temut, ci s-a dus să curvească la fel. Observați, i-am dat cartea ei de despărțire. Care este implicația? Odată cartea de despărțire semnată, legământul de la Sinai este rupt, Israel nu se mai poate întoarce la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu, 722 și pe urmă 586, n-a rămas în aceeași casă cu poporul său. Ei s-au întors înapoi din robie, ori trebuie să rezidească templul, să mai aștepte 500 de ani și să îl aducă pe Hristos pe scena istoriei. Ca și cum Dumnezeu a rămas în relația asta până când a trebuit să zică destul. Acum, cartea de spărțire este dată lui Iuda în 586 cu dărâmarea templului și cu alungarea în robie. Dar din pricina jurământului cu Avram, Dumnezeu a trebuit să primească înapoi, a primit înapoi poporul său și le-a adus pe Hristos și le-a oferit mântuirea în Hristos. Deși legământul era rupt, el a anunțat prin Ieremia un nou legământ. Și în baza noului legământ îi cheamă înapoi. Uitați-vă... Dacă cel necredincios vrea să se despartă. Să se despartă, da. Dacă nu vrea să se pocăiască de infidelitatea lui. Observați, este foarte important. Eu nu pot să mă întorc înapoi cu toate păcatele mele și să zic, da, eu vreau să-mi trăiesc mai departe în toate păcatele mele. Există o vreme și Dumnezeu a zis la un moment dat destul. Și-a dat cartea de despărțire și a alungat din țară și a trimis în robia siriană și pe urmă în robia babiloniană. Uitați-vă în capitolul 4. Ca această chemare din capitolul 4 să fie adevărată, Dumnezeu trebuie să gândească în lumina noului legământ. Israele, de te vei întoarce. Dacă te vei întoarce la mine, zice Domnul, dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, observați condiția, dacă vei scoate urăciunile dinaintea mea. Dacă vei jura, viu este Domnul, cu adevăr, cu neprihănire și cu dreptate, nu atunci... Cu, nu cu buze mincinoase ca în Osea, da? Atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se vor alipi de el. Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oamenilor lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă, fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. După ce l-au răstignit pe Hristos și au bătut joc și de Petru și de ucenici, și deși Duhul Sfânt s-a coborât și li s-a oferit un har extraordinar, în loc de foc peste pietrele Ierusalimului, spunea David Gooding, ar fi trebuit să misuie și pietrele Ierusalimului cât de vinovați erau. Au cerut sângele lui Hristos să cadă asupra lor. În ziua cincizecimii le oferă totuși mântuirea. Dumnezeu este dispus să continue relația cu Iuda, dar numai cu condiția pocăinței. Numai cu condiția pocăinței. Dacă mă uit la câteva texte, am în Ieremia 31-34, am 31-34, am noul legământ anunțat de Dumnezeu înainte de a rupe relația, de a semna cartea de despărțire cu Iuda. Dar apoi aveți Isaia 53. Dar un text extraordinar este Isaia 54. Pentru că Dumnezeu cheamă nevasta părăsită înapoi. Nu de mult am citit cu Nora textele astea. Este un text extraordinar. Cum se poate să facă Dumnezeu lucrul acesta doar în baza lui Isaia 53, a rezolvării păcatului, a ratificarea noului legământ? Observați, am păcatul, păcatul trebuie rezolvat prin pocăință. Pocăința, practic, primește iertarea și iertarea duce împăcarea. Cum imaginați-vă că lucrurile astea le mut din paranteza mare în paranteza mică. Să presupunem că este o situație în care, prin infidelitate, se iau cel mai grav lucru. Unul face praf, relația întoarce spatele. Celălalt stă și așteaptă. Cât? Dumnezeu știe că nu-s două femei la fel sau doi bărbați la fel, ce din pricina împietririi inimii voastre, dacă ți-ai înțeles rolul ca preot și stai și aștepți, cine știe, dar întoarcerea înapoi nu se poate face decât prin pocăință,
în urma pocăinței poate fi iertare și atunci toate lucrurile trebuie spuse pe masă. Nu poți mătura sub covor lucrurile, nu poți pretinde că nu s-a întâmplat nimic, nici Dumnezeu nu te iartă. Poți pretinde că ai părtășie cu El. Dacă umbli în întuneric, ești un mincinos. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Acum, problema cea mare este că cei care caută motive de divorț, observați, aveți cercul voiei lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu în centru și inima omului pe gard. Dacă cauți un motiv de divorț, începi să gândești ca și Hilel și ca și farisei pentru orice pricină și realmente găsești mii de pricini de-a lungul unei vieți. Mii de pricini. Mărturisesc și eu, că și mie mi-a venit de câteva ori să o împachetez pe nevastă mea, să o trimit acasă. Ea a zis, nu mă duc. Și atunci trebuie să mă împac cu ea și să ne rezolvăm problemele. Dar într-o familie există, pe curba deziluziilor, tot felul de lucruri. Cum treci peste ele? Cum accepți? Un singur lucru nu se poate accepta în familie, păcatul. În rest, nu-ți place gustul la supă? Te obișnuiești cu el. Nu-ți fă grijă. Dacă pățești ce am pățit și eu, când m-am însurat, înveți ca 40 de ani să nu mai zici niciodată că mama a făcut-o altfel. Dar inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și de aceea cred că eu trebuie să învăț de în paranteza mare, de la inima lui Dumnezeu, să văd răbdarea lui Dumnezeu cu poporul său. Până unde merge Dumnezeu? Dragii mei, acolo pe câmp cu Avram, el singur a trecut prin trupul animalelor despicate și a luat asupra lui și partea lui Avram și împlinește promisiunea pe crucea de pe Calvar. Și în baza jertfei de pe Calvar trebuie să poată exista iertare. Uitați-vă la textul din Matei, capitolul 5. Pentru că bărbații au venit și au zis, Hilel trebuie să aibă dreptate. Vă spun din nou, citiți Mișna, secțiunea despre femei și despre carte de despărțire. În secțiunea despre femei este carte de despărțire. Dar veți râde copios de discuțiile care le aveau ei. Uitați-vă ce le spune Domnul Iisus. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Interesant, aici întoarce moneda și începe să vorbească cu bărbații, nu despre părțile rușinoase sau lucrurile rușinoase care le-ai găsit în nevastă ta, ci lucrurile rușinoase care sunt în mine, în tine, în oricare dintre noi. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghiena. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghiena. Ce le spune Domnul Iisus bărbaților care au venit să întrebe? Poți să-mi las nevasta pentru orice pricină? Ia uitați-vă în oglindă. Dacă ați împlini lucrurile astea, nu știu dacă aș vedea vreunul cu doi ochi sau cu două mâini în mijlocul vostru. Iar atunci când începi să-ți recunoști propriile tale falimente, căderi, e mai ușor să-l ierți pe celălalt, nu-i așa? Dacă te crezi neprihănit, dacă tu n-ai niciun fel de vină, atunci degetarea arată spre alții, uitând că patru arată spre tine, da? Spre tine. Când, și asta face Domnul Iisus, zice, uitați-vă la voi înșivă, care sunteți nevinovați. Gândiți-vă la femeia prinsă în preacurvie, Domnul Iisus scria pe nisip. Și ridică ochii, spune, cel care e fără vină să ia piatra, să arunce în ea. Împliniți legea lui Moise. Ați auzit, mă, au întors spatele și au plecat și au rămas ea cu femeia. De ce nimeni nu te-a osândit? Nici eu. Du-te și nu mai păcătui. Dragii mei, dorința lui Dumnezeu este pocăința și mântuirea. Pentru că Scriptura spune, vei fi aruncat în ghienă cu păcatele tale, un păcat nerezolvat. Este toarta de care dracu te prinde și te duce, ești a lui. Și atunci, eu cred că elementul ăsta, uitați-vă la rugăciunea pe care o știți, cu care aș încheia, spuneți-o cu mine încet. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer,
așa și pe pământ. Până aici am discutat cu el. Acum mă gândesc la stomacul meu, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi. Dar pe urmă vine autocondamnarea și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă nu iertați semenilor voștri, nici Tatăl vostru, cel din cer, nu vă va ierta. Ce-i de făcut? Dragii mei, poate că celălalt m-a înșelat. Dar oare de câte ori am făcut-o eu însumi? În fața ecranului? În mintea mea bolnavă? Și atunci, doar dacă uit de ale mele, stau cu degetul spre celălalt și asta face Domnul Iisus. Deci, dacă vreți să fiți iertați de Tatăl vostru, faceți ce a făcut Dumnezeu. A murit El însuși. A fost făcut păcat El care n-a avut păcat. În locul meu. Că eu să fiu făcut neprihănirea lui Dumnezeu. Dragii mei, câtă vreme trăim în trup până n-am închis ochii, câtă vreme se zice astăzi mai este nădejde. Și de aceea cred eu, cu o soție credincioasă sau un soț necredincios, câtă vreme mai este suflare în celălalt, are nădejde. Și un singur lucru îmi doresc, mântuirea copiilor mei, mântuirea celor de lângă mine. Mântuirea celor de lângă mine.